Neața! Mamă-lo. Bună! Singura ei slăbiciune în viață a fost bărbații. Ea nu poate să se abțină la bărbați. Să știi că eu nu sunt de acord cu ce faci tu. Un idiot! Înțelegi? Ce spui asta? De ce spun asta? Pentru că este. Tu ar trebui să-ți vezi de familia ta și de bărbatul tău. Dacă vine Tudor și află-mă, mă nenorocește. Deci nici nu vreau să zic ce-mi face dacă află. Păi cum să nu știe? Să uită în acte, una la mână. Și de unde știm că nu e mână-mână cu ăla? Uite ce mi-ai făcut oricum. Eu ți-am făcut aia? Eu ți-am făcut aia? Dar cine mi-a făcut? Băi, aia ți-ai făcut-o tu când ai decis. Da, uite-te la mine, când ai decis să dai banii mei. Două surori, două prietene cu o copilărie nefericită. Martore la violență domestică și abuzuri. Le despart 7 ani, iar fiecare dintre ele și-a construit un set diferit de reguli pentru ca viețile lor să nu semene cu cele ale părinților. Deși au apucat-o pe drumuri diferite, destinele lor s-au intersectat exact în punctul în care amândouă doreau să locolească. V-am făcut curioși? Rămâneți cu noi! Valentina este cea mai mică dintre surorile pe care le vom cunoaște astăzi și crede cu tărie în celibat, așa că partenerul ei de astăzi, Octavian, face parte dintr-un șir nu foarte lung de iubiți și probabil că nu va fi nici ultimul. Mirela, sora mai mare, este o familistă convinsă. Cea mai mare grijă a ei să își facă soțul pe Tudor să fie fericit. Deși gândesc atât de diferit despre viața de cuplu, fetele au copilărit împreună și nu sunt surori vitrege. Ambele au crescut asistând la abuzurile verbale și violența din familia lor. Privind speriate și ținându-se de mânuțe, auzeau urletele tatălui și plânsetele mamei. Dar fiecare dintre ele a înțeles altceva despre căsătorie. Una caută să nu existe nici cel mai mic motiv de ceartă și este total dedicată soțului. Cealaltă gândește că dacă rămâne nemăritată, nici nu are cum să retrăiască istoria copilăriei. Ce faci, soră? Ia uite! Ai, uite că ai venit pe la mine, măi! Ia uite, am venit seama, de ce niște fructe, că am fost pe la cumpăr. Ia uite, mi-ai făcut cafea? Poți să mai stau un pic în pat, așa, să stau aici așa un pic, că abia mă... Nu te deranja, că abia 11, de ce să trezești tu din pat? Poți să bei cafeaua aia, dar e pentru tine acum. Aolo! Nu mai pot sta așa de obosită? Am fost pe la cumpărături, ți-am luat și câteva fructe. Bine, ai făcut, știi că doar fructe mănânc. Am trecut pe la tine să te văd. Auzi, fata, am găsit o ofertă la un salon să mă tun și eu, ce zice? Așa, ce să faci? Să mă tun și eu, ce zice? Tunzi atât, da? Ei. Adică vârfuri. Hai, uite, aș vrea să mă tun de așa, cât e acum aprins. Doamne ferească, Sfântul. Neță. În urmă cu 2 luni am rămas fără partener și, sincer, în ziua de azi e cam greu să găsești pe cineva. Totuși, acum sunt cu Octavian și mă simt tare bine cu el. Doamne, sorba asta e incredibilă. Își bagă în pat primul venit. Nici nu mai zic că are 15 ani. Bună. Octavian, îmi pare bine. Faceți cunoștință, iubitul meu, sora mea, Mirela. Ce s-a rușinat cu nățica? Zici că n-a văzut bărbat în viața ei. De ce e sora ta? Da, ea e sora mea, ți-am povestit despre ea. Îmi place foarte mult de Valentina. Deși e mai matură, e plină de viață și are mult umor. Tu mai stai? Nu, o să mă duc la baie, o să fac un duș. Așa? Îmi pare rău, dacă m-am deranjat. Nici o problemă. Iată, mai încolo. Cine e ăsta, soro? Îți place? Îmi place, e despuiat. E drăguț, foc. Dar cine e? Stai, 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 măcar nu mă contează dacă îmi place mie sau nu, dar cine e? Nu, m-a iubit. Și sunt atât de fericită. E de la liceu? De unde e ăsta? Hai mă, cum adică de la liceu? Are 15 ani. Da, are 15 ani și eu intru la corupere de minori. Păi, cred că când ați venit de scotă la pușcărie, câți ani are? Aproape 30, 3-4 ani. Și tu ai aproape taci. 40 plus 3-4 ani. Ce? El nu știe vârsta mea. Nu știi? Adică, mă rog, mi-am zis deloc. Am dar încercat să evit subiectul ăsta. Pe net. Vârsta nu te protejează de dragoste, dar dragostea, într-o oarecare măsură, te protejează de vârstă, spunea o scriitoare de origine franceză. Mi se pare că a luat-o razna complet. Auzi, tu-l știe de pe net. Adică e un străin, asta vrea să spun.
Măi, fată, tu nu te mai potolești? Cumpănet. Cum cumpănet? Cum să facem ziua de azi așa? Cum adici? L-ai băgat la tine în casă? Gata? Stai, mă, că suntem de niște săptămâni bune împreună. Vreo trei chiar. De o viață. Nu mă interesează ce părere are sora mea despre treaba asta. Oricum, noi suntem foarte diferite. Fată, deci eu ca tine n-am văzut așa ceva. Ești fix pe urmele lui mama. Hai, nu atinge. Nu, acum, sensibil, bine, da? M-ai dus în zona aia. Sora mea are niște idei, nici nu știu cum să le numesc. Zici că a rămas blocată în epoca trecută. Că nu mai potolesc. Păi de ce să mă potolesc? Eu nu vreau căsnicie, eu nu vreau copii. Cum adică nu vrei să ai copii? Nu vreau să am copii. Doamne feriște, dar asta e rostul unui om pe planeta asta, să aducă un copil pe lume. Eu abia aștept să fac un copil. Rostul meu e să călătoresc, să citesc, să mă duc să văd, să cunosc lumea și alte obiceiuri și alte tradiții și alți oameni și alt... Ce e aia? Să faci copil, să te închizi în casă, să stai doar cu soțul, să-l vezi doar pe ăla. Dar nu ești tu nevoie de stabilitate, de un om acolo lângă tine, la bine și la rău. La bine și la ce bine ești tu. Mai de... la bătrânețe încolo, nu te gândești și tu când nu se mai poți să umbli așa cu unul și cu altul? Și nu ce o să spune. Faci? O să rămâi cine singură pe lume? Cine o să-ți dea o cană de apă? Am putea spune că viziunea despre viața a Valentinei se apropie mai mult de cea unui bărbat. Fac ce vreau, când vreau, nu am chef de obligații. Aolo, mă gândesc la momentul când o să afle Tudor despre nou iubit al Valentinei. Și așa nu suportă el toate golăniile ei. Din păcate, Mirela n-are parte de cel mai bun soț. Nici nu-l pot suporta pe Tudor. Una și una fac două. Râdem, noi glumim, hai, nu mai facem mișto. Dar să știi că eu nu sunt de acord cu ce faci tu. Ce fac eu? Eu îmi las cu unul mâine cu altul și nu e bine. Doamne ferește, poți să pățești ceva. Uite, acum măcar l-ai găsit pe băiețașul ăsta, zici că-ți place de el, că nu știu ce, ține de el. Încerc. Ține și tu acolo să ai o relație serioasă. Păi nu te mai plictisi. Un an, doi și tu măcar. Valentina a fost mereu o rebelă. Sper numai să nu-i iasă pe nas într-o bună zi. Eu plec acum, iese de la baie și cine știe ce se mai întâmplă. Vrea să se apuce de tine și se apucă de mine. Bă! Mai știe sora ta să glumească. Hai că mă mir. Hai, te pup, pa. Zice Mirela, ține de băiatul ăsta și nu te mai plictisi. Dar pentru așa ceva îți trebuie multă înțelepciune și dragoste și viziune și credință în familie. Însă Valentinei îi lipsesc toate acestea. De fapt, le-ar putea avea, dar nici nu vrea să se gândească la ele. I se pare complicat, iar traumele copilăriei o fac să evite inconștient atașamentul față de vreun bărbat. Dar Mirelei, care trăiește așa cum o și sfătuiește, i-o fi mai bine? Ce faci, Mire? Ai cerai? Da. Ce faci, zonă? Te tot sun. De ce nu răspund la telefonul ăsta? Pe silențios? Iar ce ți-am să nu mai ții pe silențios? Nu știu. Zici că ești copilă. Din greșeală l-am uitat. Ce-i găsit ceva de mâncare, că mi-au foame, dar da, nu am la să dorm la cuptor. E la cuptor, acum în 10 minute. Da, 10 minute? Uh-huh. Hai că mai fac foamea puțin, nu-i problemă. N-ai mâncat nimic azi? N-am mâncat, că am avut o grămadă de treabă, a trebuit să alerg. Bă, că te-ai boit, ce cu... Ai înroșit ouă și te-ai pătat din greșeală, ce-i cu ăla pe buzele tale? Am fost un pic pe la sorme și am zis și eu să arăt ca omul. Am trecut un pic pe la ea. Săracă, fierbea de dorul tău, mă gândesc, nu? Era în cloc. M-am dus la cumpărături să-ți pun ceva la cuptor și am trecut și pe la ea să-i duc niște fructe. Ce fată bună ești tu. Nu i-am ascuns Mirelei niciodată că nu o suport pe sorsa. Când o văd, pur și simplu o iau raznă. Mi-era și mie dor de ea să o văd. Hai, nu te mai supăra atâta. Aproape că aș mulge o lacrimă pentru ea. Mă doare că soțul meu vorbește așa despre Valentina. Ei nu prea s-au suportat niciodată. Și ce mai face surta? E bine, sănătoasă, întreagă? Încă? E bine, sănătoasă, dar lasă-mă că m-a cam supărat iar. Dar cu ce te-a supărat? Nici nu-mi vine să-ți spun. Și a găsit un nou iubit iar. A, pe și ce e nou în chestia asta? Cât 60-70 de ani are? Nu, e în extrema cealaltă, asta e mai grav. Aolo. E mai grav. Are 27 de ani. A, e clar, s-a făcut milfă sorta, e bine. Ai, măi! Hai, mă, mă lași în pace cu sorta asta! Pe știi bune? Că așa e ea, nu știu, open mind. Asta sare ca un balansoar dintr-o extremă în alta să dea naibă. Tudor are, într-adevăr, un mod mai direct de a spune lucrurile, dar în situația de față îi dau dreptate 100%.
Vrăjeala asta cu emanciparea femeii și open mind, asta e o scurtătură pentru a spune că o pațachină se întinde cu toți bărbații. Hai să mă scutească. Ai, mă lași cu ușuratica asta, că de fiecare dată când a venit vorba despre... Zău. Băi, singura ei slăbiciune în viață au fost bărbații. Ea nu poate să se abțină la bărbați. În momentul în care l-a văzut, bă, nu contează că e frumos, că e urât, că are o stare, că are ceva. Nu contează, bă, dacă o ridică gata, în culmile. Gata, ai luat-o... Respectul din pieptul lui Tudor este clar că nu are nicio legătură cu Valentina, dar nici el nu arată a băiat de altar, așa că aversiunea împotriva cumnatei pare un pic exagerată. Până la urmă, sora Mirelei nu intervine în vreun fel în viața lor. Tudor e mai vulcanic, așa e el. Iar eu știu că atunci când are o zi proastă, să-l las în pace. Hai măi, Tudor, las-o și pe ea. Știi că ea e altfel, nu e ca noi. E mai... libertină în gândire, mai open-minded, mai... Ce faci și mă? Păi așa e, ea, doar știi bine. Place ție așa cu open-mind-ul ăsta. Ia vezi că am impresia că te atrage curentul la idei. Open-mind. Tudor. Ia stai cu minte că vezi că mie nu-mi place asta cu open-mind. Păi nu eu, ea. Femeia independentă. Ce înseamnă aia, mă? Dar nu trebuie să o judecăm acum, așa gândește ea ce vrei. Ia fi tu open-mind puțin, iubirea mea, și vezi că sunt doar de friptură și lasă. Mă duc, dar nu te mai enervează. Nu mă enervez, nu, și vezi, poate te împiedici de parchet și știu. Hai bine, mă duc să mă demachez, să-mi prim părul și tu calmează-te, da? Ești minunată. Eu o iubesc foarte mult pe Mirela și teama mea cea mai mare este să nu cumva să înceapă să calce pe urmele sorsii. Noi doi suntem împreună de ani buni și slavă Domnului am rezistat fără niciun fel de derapaj. Lui Tudor este teamă că felul de a fi al Valentinei să nu-i dea idei năstrușnice și Mirelei, dar acesteia nici nu i-ar trece vreodată prin cap să adopte libertinajul soresii și, așa cum vă spuneam, aplanează cu dexteritate orice conflict cu soțul ei, transformând o posibilă mică ceartă într-un zâmbet și bună dispoziție. Bravo ei! Dar Valentina și Octavian sunt departe de micile neînțelegeri din casa Mirelei, așa că și ei tot pe zâmbet și relaxare își petrec ziua. Ia zi, pune-le, ce ai dorit să facem în weekendul acesta? Uite ce frumos! Ce privește frumoasă, nu? Da, deci îmi place podul ăsta, dar nu mai pot. Ne simțim foarte bine împreună, ca într-o vacanță perpetuă și nici nu se vede diferența de vârstă. Uite ce-ți propun eu, să stăm în pat, să ne uităm la filme, chiar la seriale. Cum am făcut până acum? Cum am făcut până acum? Doi puștani care se iubesc și se uită la filme. Doi puștani care se iubesc. Bine, dar dacă... am fi doi oameni mai maturi, așa, și ne-am cunoaște mai bine. Ce zici de asta? De ce vrei să strigi tu momentul? Nu strig momentul, spun că așa fac doi oameni, normal. Ți-a plăcut cum ne-am petrecut timpul până acum? Aba da? Eu cred că da, nu? Păi hai să facem și așa și așa. Ce-i drept, îmi surde ideea de a sta la filme, dar... Da. Aș vrea să știu mai multe despre tine. Gândește-te că avem câteva săptămâni, da, de când suntem împreună și eu nu știu mare lucru. Chiar nu pot să-i spun Valentinii tot ce vrea să știe despre mine. Sincer, e prea devreme. Singurul lucru care nu-mi place e că e cam secretos el așa și asta mi se pare pueril, nu știu nimic despre el. Mici secrete avem cu toții, dar ele sunt din ce în ce mai puține atunci când trăiești în mijlocul unei familii, așa că în cazul Valentinei, vârsta ei rămâne încă o necunoscută pentru Octavian, care la rândul lui are mare grijă de viața ei privată. Nu mai grăbi lucrurile. Uite, hai să facem altceva. Uite, timpul frumos. Ce zice să mergem la iarbă verde? Așa. Și am vorbit și cu sora ta să ne însoțească. E chiar simpatică, îmi place de ea. Să știi, aici vreau să o cunosc mai bine. Doar că sora mea are un defect. Ce defect are? E căsătorită. Și e căsătorită cu cei mai mare... Nu vreau să zic. E un idiot. Înțelegi? Ce spui asta? De ce spun asta? Pentru că este. Și dacă îl vei cunoaște, îți vei da seama. Wow! Mirela i-a răspuns lui Octavian. Deși nu este foarte de acord cu genul de relații pe care le are Valentina, cât despre aceasta ne arată clar că împărtășește total sentimentele cumnatului ei. Deci nu avem nicio șansă să ne simțim bine în preajma lor, însemnând când sunt ei doi împreună. Și dacă tot insiști atâta, eu îți pot arăta cine este acest domn interesant. Îți arăt o poză cu el, o să înțelege absolut totul. Ia uite. Okay. Opa, eu îl cunosc pe Tudor. Dar, ce să vezi, el nu mă cunoaște pe mine. A, de ce el este? Da, uite ce față are. Da, păi... Mi-ar face plăcere să-l cunosc.
Mi-ar face plăcere să-l cunoști. Lui nu i-ar face plăcere și mai ales să mă vadă pe mine. Deci nu dar mă de suportă. Dar de ce asta? Poate reușim să-l schimbăm? Poate reușim să fim schimbarea lor în relație? Octavian are o mentalitate care mie îmi place foarte mult și e super matur pentru vârsta lui. Adică crezi că tu vei fi schimbarea, de fapt, că timpul eu clar n-am reușit împreună, să poate fac... îi va ajuta, nu știu, zic și nu, ce dulce ești tu, crezi tu că vei schimba așa lucruri? Haide, te rog, iubire. Trebuie să o convingem neapărat pe Mirela să iasă cu bărbatii și cu noi. Trebuie neapărat să-l cunosc. Da, până una alta, nu vrei totuși să-mi spui cu ce te ocupi? Haide, iubire, toate la timpul lor. Doar te rog să ai încredere în mine. Hai, nu. Și să nu mă cataloghezi greșit. Se simte un pic de aer de roman polițist. De unde îl știe Octavian pe Tudor? N-au nici vârste apropiate, nici nu locuiesc în același cartier. Și de ce ține Morțiș băiatul să intre în legătură cu soțul Mirelei? Însă, până se află ceva, toată lumea este relaxată. Aproape toată lumea. Ceva, ce bine. Zică, ca o căprioară. Ia vină cu acesta. Hai, stai. Nu știu să stau. Păi nici n-am început, ce vreau să stau. Vreau să vorbesc și ceva cu tine. Ia vorbește cu ceva cu mine. Dar să nu te enervezi. De ce, clar? Ce prost termin tragic, zi. Hai că să fac un masaj dacă nu te enervezi. Încerc să pun problema frumos. Cu toate că știu că nu o să-i convină lui Tudor, dar încerc și eu. M-a rugat sorme. Nu te enerva. Haide. Mă, pe bune? Da, nu știu, a zis că e un băiat deosebit, că simte ea că ăsta e ales. Și ce să facem? Să ieșim cu ei, nu știu, la o terasă, la o cină, la o ceva, la o bere, la o... Cred că Mirela nu se aude când vorbește și nu realizează ce îmi propune. Vrea să-l cunoaștem. Doamne ferează. Hai, mă, o jumătate de oră. Nu, zici și tu că avem treabă, nu știu. Da, e sor, mi-am rugat. Haide. Și dacă e sor, ce să-i fac? Mai ieși și noi din casă. Dacă vrei, te scot iubirea mea în parc, te duc la o cofetărie, te duc undeva, nu știu, la un cinema, dar nu m-a scos tu pe mine cu sorta și cu next level al ei. Lasă-mă în pace, că asta are viața ca un joc, la fiecare bărbat e next level. Nu vreau să o văd pe stricata aia că începe să dea mare în fața mea cu noua ei cucerire. Nu suport chestiile astea, pur și simplu. Nu știu, ăsta ci că e... E ales? E serios, da. Da, mă, și n-ai bilipzești, n-ai capul meu aproape că vine să o cred. Nu, zic că avem treabă, nu știu, găsești și tu o scuză. Nu să zic că avem treabă în fiecare zi, hai, te rog. Păi nu e în fiecare zi, de data zici că punem murături. Zici că am fost la piață. Murături primăvara. Hai. Nu știu, plantăm tuia. Hai, mă, iubitule, o jumătate de oră. Bei o bere. Bă, ia gata, mă. Ce tot insiști cu sorta asta într-un atâta? Că deja încep să mă apuce toate alea. Nu-mi place deloc când faci așa. Știu că nu o să-l mai pot opri de niciun fel. Amabilitatea și diplomația nu sunt punctul meu forte și nici n-am nervi pentru așa ceva. Ce exemplu îți dă ție sorta asta, mă? Zici și mie. Ce o tot o cocoloșești atâta? Ce ai tu de câștigat emoțional, educațional, din toate punctele de vedere? Schimbă bărbații ca pe șosete. Vrei să ajungi și tu ca ea? Hai, măi, Tudor, gata. Păi și atunci ce o tot tu atâia pe sorta, mă? Bă, dacă aveai vreun beneficiu pe urma ei, mai ziceam. Și nu mă refer la bari, că oricum e săracă lipită. Hai bine, gata, iartă-mă, uită ce am zis, nu ne vedem. Păi ce să te iert, că deja ai stricat tot momentul cu sorta asta. Cuvintele lui mă dor enorm de tare, dar îl iubesc prea mult și nu-mi văd viața alături de altcineva. Dacă tu nu începi să o rărești cu sorta asta, să știi că noi o să avem mari probleme. Hai, măi, eu pe tine te iubesc, că îți ofer tot ce ai nevoie, da? Îți lipsește ceva cu mine? Nu. Ești dependentă de sorta? Crede-mă că orice învăț are și dezvăț. Întâlnirile astea cu Valentina ar trebui tăiate din program. Mai răruț că e mai drăguț. Și deloc ar fi ideal. Dar e sora mea, e singura soră pe care o am, nu mai am pe nimeni. Așa, bun, și eu ce sunt? Când îți e rău noaptea, când ai o problemă, când ai ce să mănânci, te duci la sorta, îți dă sorta, nu, sorta e ocupată să-ți caute bărbați. Dar nu se compară iubirea de soț cu iubirea de familie. Păi scuză-mă pe mine, soră. Dar iubirea de soră unde e? Că ea e ocupată să-și întindă bărbații și tu? Tu ar trebui să-ți vezi de familia ta și de bărbatul tău. Mă gândesc că puteam să dăm cumva curs invitației. Mergeam, stăteam 5 minute, îi găseam o scuză lui Tudor și plecam, dar
Măcar salvam aparențele. Ai, nu te mai enerva, nu ne vedem cu iubitul ei, dar nu poți să-mi impui să nu mă mai văd cu sora mea. Te rog, calmează-te, hai. Nu, că o să încerc să rărești chestia asta. Da? Bine. Altfel o să avem mari probleme și vezi că nu... Unde te duci? Nu, scuinte, mă duc să culeg flori. Dacă am luat în considerare ce am văzut până acum, s-ar putea spune că Valentinei cea libertină este cu mult mai bine decât surorii sale. Este mereu zâmbitoare, se plimbă prin parcuri de mână cu iubitul, doarme până la ce oră are chef. Asta să fie răsplata Mirelei pentru toată grija, atenția și dragostea pe care îi oferă soțului ei? Tu ce-ai vrea? Nu știu, văd că e soarele ăsta frumos, afară, m-aș gândi așa la o plimbare cu barca, poate? La o plimbare cu barca? De ce nu? Prea am chef să văzlesc. Hai, lasă că văzlesc. E plictisitor. Dar ce vrei, să-ți etalezi mușchii? Să te menții în formă? Vreau să fac impresie plăcută. Pentru cine? Pentru tine, suntem totuși la început. Pentru mine. Eu cred că ai un preferat pe la sala. Eu? Da. Am mai mulți preferați pe la sala asta, nu înseamnă că am ceva cu ei. Preferați ca oameni, știi? Ca... Păi și ce mă face să cred că am ceva cu ei, personal? Faptul că sunt cu tine? Nu era dacă îmi plăcea altcineva. Mai mult sau, nu știu, mă impresionam cu ceva. Vezi că mai eram aici? Nu, chiar. Ei bine, să-i dea singur răspuns. Mă cam ține în șah Octavian și deja începe să mă indispună situația. Dar de mâncat, vrei să mâncăm ceva? Mi s-a făcut un pic foame? Da, nu ar fi rău. Aici cred că se face o mâncărică tare bună. Vrei să intrăm? Sigur. Hai. Acum nici la Valentina nu curge doar lapte și miere, dar e când lapte, când miere. Sau o masă, o prăjitură, o cafea bună, ca să mai compenseze din frustrarea pe care o are când se lovește de secretomania lui Octavian. S-a arăt chestia asta, dragi. Uite ce frumos, afară chiar pe terasă o să stăm. Ups! Ia uite pe cine vedem noi aici, cum înțelegi. Și chiar vrei să mergem? Opa! Chiar el este domnul Tudor, știam eu. Dacă putem să arunc cu ăsta, aruncam. Ai, nu te enerva. Hei, bună! Dar ce faci? Bună! Dacă aflu că Mirela știa de toată întâlnirea asta brusc întâmplătoare, o să aibă de-a face cu mine. Mai ales în condiții în care știe clar că, i-am zis, nu am chef de întâlniri de-astea în familie. Bine facem, dar voi ce faceți? Uite, chiar mă gândeam să îl prezint pe iubitul meu, că uite, destinul ne-a adus aici. Așa, să ne vedem, să ne întâlnim. Așa, doamne, s-am grămadă. Deci el este cumnățelul meu, faceți vă rog cunoștință, Octavian. Ce m-a dus. Salutare. Salut. Știți cum se spune că de ce ți-e frică de aia nu scapi? Cât mi-a refuzat el mie invitațiile și uite cum dăm acum unii de alții. Și se mai spune să nu crezi în coincidențe. Ia uite cât de mică este lumea și, ce să vezi, oamenii se mai și cunosc între ei. Cel puțin pentru Octavian, figura lui Tudor este familiară, dar totuși, de unde? Da, el e iubitul tău? Da. Doamne, da, frumos sunteți. Bă, deci vreau să fac o chestie. Dar chiar le stă bine, chiar vă stă bine împreună. Nu, și mie mi se pare ceva excepțional. Ia uite-te puțin, te rog frumos, Octavian, ai zis că te cheamă, nu? Ne faci poză? Tudor. Aoleu, mi-a făcut poze, nu e bine. Nu e bine deloc. Hai mă, uite ce frumos au ieșit, mă! Pentru ce ne faci o poză, măi? Păi și... cum să nu? Pentru ce? Ați ieșit frumos, vreți să vă... Vă trebuie, vă scot și vă... Numai, dar fii atentă, eu acasă am un album. Am un album cu tine și cu toți iubiții tăi. Și e păcat să nu-l adaug și pe el. Sincer, n-am putut să mă abțin. Valentinei, dacă nu-i dai peste nas, ți se urcă în cap. Urăsc când Tudor se comportă în halul ăsta. Pur și simplu nu se poate abține. Tudor! Ce? Hai să nu spui acum că se dă fată mare. Eu n-o să spun că îmi pare rău că ne-am oprit, da? Ei. Dar, în fine, ești, așa cum știu eu, eu că ești minunat ca de obicei. Câteodată chiar întrece măsura. Dar, din păcate, nu am ce să fac. Nu pot să-l schimb, așa e el. Nu-i fi răutăcios. Ne putem așeza, vă deranjăm? A, vreți să vă și așezați? Hai să rog să nu-i deranjăm. A, dar nu-i problemă, că nu-i deranjați. Nu, e ok, adică n-am. Nu, că noi oricum plecam, adică nu. Ai, voi plecați? Deci da. Ce să plecați, dragă? Tudor! Nu am cum să comentez nimic niciodată, pentru că e în stare să-mi închidă gura de față cu toată lumea, așa că mai bine tac. Doastră, uite, au mai rămas niște cafea acolo. Hai să mergem. Dacă n-ar fi fost Mirela la mijloc, n-aș fi avut eu grijă să-i dau o educație așa cum se cuvine Valentinei. Hai. Hai că vin, stai! Pentru asta am venit până la urmă. Băi, îmi pare rău, dar nu e în cea mai bună zi a lui. Da,
Are ce niște probleme la muncă. De parte și... nu știu, da? Îmi pare rău, Octavian. Aia e viața. Viața asta e ales. Mă duc, Sormeo, hai, taci și tu. M-am enervat teribil. Tudor e cel mai mare nesimțit de pe pământ și Sormea tămam pe el l-a luat de bărbat. Poți să crezi ce nesimțit. Dar... Ce incredibil, incredibil e omul ăsta. De fiecare dată mă scoate din sărite. Cu voi. Întotdeauna mi s-a părut că Tudor seamănă cu tata din foarte multe puncte de vedere. De unde și repulsia mea față de el. Cu noi, ai observat că și cu ea, de fapt, nu? Da. Cu mine are ce are, dar cu Sormea, da, se comportă și cu ea urât. De ce cauză? Pentru că e, așa e el, e un misogin, dacă mă întrebe pe mine. Dar, na, dar că s-a și căsătorit misoginul. Cu ce se ocupă? E, e un bârlii de agent imobiliar. Agent imobiliar și are... Da, da. Caracterul ăsta. Și are caracterul ăsta, exact. Păi cum atrage exact. Clienții, oare? Păi, nu știu, bănesc. Clienții scoate cealaltă față pe care o are la pachet, știi? Am înțeles. Este incredibil. Întotdeauna a avut ceva cu mine. Și întotdeauna a reușit să mă înțep, să-mi zică ceva, să-ți dai seama. Bine, sper că n-ai luat în seamă chestia aia cu bărbații. Nu vreau să cu fiu subiectiv. Până la urmă e treaba lor. Nu degeaba o deplânge Valentina pe sora ei. Tudor nu ține cont de nimic, o face de râs până și în public, iar biata Mirela nu știe cum să riposteze la asemenea atacuri decât fiindu-i în continuare supusă soțului ei. Hai să ne concentrăm pe noi, nu pe alții. Hai să ne concentrăm pe noi. Da, și mai ales că tu, nu știu, voiai să-mi zici ceva. Da, 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 deci așa. Vreau să împărtășesc o propunere, să zic așa, despre ce mi-aș dori să fac în viitor apropiat. Da? M-am găsit o mașină super bombă. Ce ar fi... Ce ne trebuie nouă, înțelegi? Să ne facem noi treaba. Ai văzut că ești mai treabă și nu avem mașină. Da. Dar în schimb, problema e că nu mă descurc cu banii și aș vrea să fac un credit la bancă. Ok. Dar până nu mi-acceptă creditul, cred că mașina deja o să fie vândută pentru că ți-am zis o super ofertă. Ok. Și nu știu, mă gândeam că poate dacă ai putea să mă ajuți și pe mine, nu știu, e cea mai apropiată persoană de lângă mine și aș putea să cer ajutorul. Am înțeles. Stai să mă gândesc cum să facem. Deci aș avea nevoie de 7500 de euro. Ups, mă gândeam că e scumpicică. Bine, ideea e în felul următor. Clar nu am toți banii ăștia. Am pus niște bănuți deoparte, dar în niciun caz n-am suma asta. În schimb, să mă gândesc și eu. Dar ai putea să-i ceri ajutorul surorii tale? Nu știu, zici. Aole, surorii mele. Aș putea să-i cer, că doar e sora mea, doar că ne nu știu tine, și ea e ea. Adică e treabă de câteva zile până mi-aprobă creditul banca și după îi returnăm bănuții și deci nu în felul ăsta zici tu că în câteva zile se și rezolvă maxim și... maxim 2-3 zile, crede, mai ai încredere în mine? Da. Hai că văd eu cum fac și o să rezolv până la urmă. Mulțumesc, iubire, ești o scumpă. Așa, și îmi promiți totuși, când te vei întoarce, îmi vei spune absolut totul despre tine. Da? Siguranță. Fără secrete, fără mistere. Ok. Hai totuși să intrăm, că mie mi-e un picuț frig. Soarele ăsta e cu dinți. Cei doi sunt împreună de suficientă vreme încât Octavian să știe că femeia nu are bani. În același timp, cunoaște și cât de inflamată este relația dintre Valentina și soțul Mirelei. Cu toate astea, el sugerează și chiar insistă pe ideea împrumutului. Se pare că nu-i pasă de ce s-ar putea întâmpla dacă Tudor află de treaba asta. Păi bă, frate, dacă spun ceva, s-ar putea să păca când ai un scaun, să stai jos. Nu știam sigur dacă totuși era din scurt, mi-ai zis, îți fă-mi și mie rost, ieri. 5.000 de euro? Nu-i dai, ăsta e un necunoscut pentru tine. Dar ce clar e grav. Zi mai repede și lasă-mă pe mine să decid dacă sunt sau nu calm. Mai prins într-un moment groaznic. Ideea este în felul următor. Nu mai vreau de la tine absolut nimic decât să aduci banii aia înapoi. Ia vină, mă, cu acest. Și fii atent, că dacă minți, așa. Eu am memorie foarte bună. De detectiv. I-am spus, am zis că o să înțeleagă, da? Nu te mai băga, și așa m-ai băgat într-un rahat mare, mă duc acasă cu soțul meu și gata, da? Și gata! Valentina a obținut de la Octavian promisiunea că va afla despre el tot ce vrea să știe, dar i s-a pus o condiție, să obțină un împrumut de la sora ei. Entuziasmată de ce ar putea afla despre noul iubit, o cheamă pe Mirela la o discuție tete-a-tete. Ce faci, Mirela? Hai! Te pup! Mergem la tine? Nu, hai să stăm, luăm și noi un pic de aer. Hai mă, că e cam frigă. Hai mă, că am și eu nevoie să mai iau aer, că stau numai în casă, las. Nu vreau să o bag în casă pe Valentina pentru că am avut un scandal monstru cu Tudor din cauza ei. Dacă vine și o găsește în casă, iese rău. Fii atentă.
al meu. Al tău. A găsit. Acu e al tău. Al meu. Hai că e al meu. Iubitul meu. L-a mai pus cu tine. Hai zi. Și atentă. A găsit o mașină superbă, un chilipir. Și vrea să o ia. Acum. Practic, ieri voia să o ia. Doar că nu are toți banii. Și cumva m-a rugat pe mine să îi împrumut o sumă de bani. Hai mă, cum să îi împrumuți bani? Nici nu-l cunoști bine, vezi de treabă. Stai mă, cum adică nu-l cunoști bine? El ce-l cunoști de 3 săptămâni de când? Ce știi despre el? Da, am încredere în el, că inspiră așa încredere. Adică... Și ai venit să-mi ceri părerea și eu zic că nu. Nu, am venit să-ți cer bani. Ce mă? Ce mă? Să-mi ceri mie. Eu am niște bani, dar nu i-am pe toți. Măi, fetiță! Bă, nu mai știu cum să-ți spun. Ei, și ce ți-o face ție cadou? Sincer, a zis că mă cam plimbă cu ea, o să vrea să ieșim. Au trecut vremurile alea când primeai cadouri scumpe. Hai, lasă. Hai, lasă-mă, nu, oricum, vorbești prostii, ia. Nu, exclus. Exclusiv. Nu, omule, hai, că i-aș fi dat eu pe toți, îți dai seama, și nici n-am timp, că el trebuie să ia acum, ai? Acum, de, azi. Doamne, iartă-mă! Și dacă nu te cunoștea pe tine, de unde lua acum, acum, să împrumute de la un prieten? Păi, uite că n-a avut așa pe loc de la un prieten, nici banca n-a putut să-i dea de pe o zi pe alta, el merge azi la bancă, face împrumut, înțelegi? Și mâine se duce să ia mașina și până se întoarce, cumva, cred că îi și acceptă ăștia împrumutul. Doamne, maica Domnului, n-am, dar de unde să-ți dau eu bani? Eu sunt caznică. Dă-i tu, că tu stai în dita casa. Și caznică, dar până la urmă, soțiorul tău, hai Doamne, ferește! La cât el de chipzuit, sigur ai? Are niște... Dași din gură, exclus, cum să-ți dau din banii lui Tudor, mă... Deci nici nu vreau să zic ce-mi face dacă află. Cum să nu știe? Te efectiv nu înțeleg cum poate ea să dea atâția bani unui om necunoscut. Mie una mi-e tare frică să mă bag în treaba asta. Nu poți să iau bani din casă fără să știe soțul meu, măi, Valentina! Ți dau... Deci nu mâine, poi mâine ai bani înapoi, omul a zis și dacă până poi mâine Tudor are nevoie de bani, se duce și numără banii, ai mă! Și numără pe toți, păi așa se întâmplă ia-și. Când e să vină necazul, atunci vine. Euro. Cât? 5.000. 5.000 de euro? Da. Doamne, măiculița Domnului! Măi, fată! Că n-am jucat noi cu sume și mai mari, ce ai? Deci mie îmi vine să cred, îmi vine să și râd, să și plâng cu tine, ești de comă. Dar știi că ți-i dau înapoi? 5.000 de euro, pe asta e așa, nici 5.000 de lei nu erau de împrumutat la un necunoscut. Eu pe vremuri 5.000 de euro îi dădeam așa pe un pantof. Stai din gură, ne aude și lumea. 5.000 de euro, nu-i dai, ăsta e un necunoscut pentru tine. Băi, fii atent, eu înțeleg că n-ai încredere, dar până la urmă, hai să zicem așa. Prin absurd. Așa. Dacă el nu-mi dă mie banii, ți-i dau eu înapoi. Într-o lună, așa. Doamne, păi într-o lună poate să afle Tudor de 1.000 de ori. Mă enervează atât de mult. Sormea trăiește în teroarea asta și deja nu mai suport nicio situație. Măi, fata, având în vedere că tu lucrezi pe un salariu de nimic până la urmă, și de unde îmi dai tu banii? Din salariu? N-ai trăit din salariu, dar ți-am mai zis eu, vremurile alea au apus. Nu ai de unde. Ce te duci tu, doamna profesoară de dans, ce faci? Dai lecții în privat. Vezi că nu mai ai 25 de ani. Hai, mă, vorbesc ai. Serios acum, fără glume. Păi, îți dau banii înapoi. Am mare încredere în Octavian. Sincer, nici nu-mi fac probleme că nu o să-mi înapoieze suma. Știi că sunt de cuvânt. A fost vreodată să nu mă țin? Dar de ce arzi așa să-i dai banii omului ăstuia? Vreau, mă, și l-am văzut așa. Își dorește mașina asta și știu ce înseamnă să-ți dorești ceva și vreau să-l ajung. Ți-a răsucit mințile copilul ăsta, zău? Hai, nu mai zice copil, că mie e nici chiar așa de mic. Dă-te, du-te și ea și mie și atunci mie bănuți. Ce-mi faci tu mie, Doamne? Tu doar știi povestea, dar pentru mine. Tu profiți că știi că te iubesc prea mult și nu pot să zic nu niciodată, dar mă bagi într-o belea mare de tot, să știi. Dacă se întâmplă ceva și, Doamne ferește, nu mai vedem banii, e jale, jale. Mă încurc rău de tot. La câți bani are Tudor, sigur nu va observa că îi lipsesc câteva mii. Așa că nu e o problemă. Trebuie să te calmezi, să te duci ușor, iei bănuții și te gândești că în două zile îi pui la loc. Bine, gai, gata, taci, îți dau, dar dacă nu ți-i mai dă ăsta, nu știu, te faci bani în trei zile, nu într-o lună. Ai auzit? Vinzi tot. Hai, stai aici că mă întorc repede. Una mai credulă decât cealaltă. Mirela, deși își dă seama că Valentina dă banii unui om aproape necunoscut, până la urmă ce să facă? Este sora ei, o iubește și vrea să o ajute. În plus, chiar ea i-a recomandat Valentinei să-l țină aproape pe Octavian, așa că cedează, cu frica în sân și cu sabia deasupra capului. Bună iubire, ce faci? Dragul meu. Deci,
Stai că am la mine, am rezolvat treaba. Minunată femeia asta. Apreciez sincer ce face pentru mine și chiar nu mă așteptam. Să mulțumesc foarte mult că ai ales să ai încredere în mine și să mă ajut sub bănuții. Crede-mă că nu se spără rău. Am încredere în el. Nu știu de ce. M-a convins în 2 timp și 3 mișcări. Mă bucur că am reușit să-ți fac rost de ei, că nu știam sigur dacă totuși era din scurt. Tu mi-ai zis, fă-mi și mie rost, ieri. De fiecare dată când mă uit la el, mă pierd. Nu știu, simt fluturi în stomac. Contează foarte mult pentru mine ajutorul tău și nu se spără rău că m-ai ajutat și că ai avut încredere în mine. Recunosc că e și imprudentă puțin. Încă nu mă cunoaște destul de bine și totuși mi-a dat suma asta mare de bani. Dacă fuge cu banii și nu-l mai văd, va fi o lecție dură pentru mine. Dar totuși nu cred asta. Din ce vedem, Valentina s-a cam îndrăgostit, contrar principiilor ei de viață, drept pentru care a pus liniștea ei și a Mirelei în mâinile lui Octavian. Și la bancă te duci direct când vii înapoi? Nu știu ce să zic, îți dai seama că o să fiu rupt de somn. Probabil la doua zi mergem împreună dacă dorești și facem credite. Ok, da, că trebuie să se întâmple chestia asta super rapid, să nu afle cumnată-mi eu că cum, am luat. Cum? Adică, iubire, să afle cumnată-l tău. A, păi nu ți-am spus. O parte au fost de la mine, dar știi că cealaltă parte ți-am zis că nu i-am și că o să încerc să fac dar rost. Dar mă gândeam că o să aplezi la sora ta. Păi asta am făcut, am apelat la ea, doar că ea nu are bani, că ea nu muncește, practic. Nu, păi nu are bani, e soție, gospodină, știi tu, genul ăla de bărbat care o ține acasă la cratiță, unde ea nu e o femeie independentă, dar avea el niște bani. Se mai întâmplă asta în 2020. Se mai întâmplă asta în 2020. Dacă poți să crezi la ceva, e incredibil. Eu nu cred. Sor mea e... Bine că ați apelat Tudor. Ăștia sunt bani de la domnul Tudor. S-ar putea să nu fie atât de curați, precum crede ea. Dat fiind că se întâmplă într-o zi, două, pam, 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 îi pune înapoi, pam. Cu siguranță, da, o să încerc să rezolv cât mai păi repede. Păi rezolvăm repede, adică dacă da. Bănuiesc că, nu știu, n-are cum să nu-ți accepte banca, nu, împrumutul? Nu, o să-mi accepte, stai linșită, nu te îngrijora. Și fii atent, că dacă minți, așa. Eu am memorie foarte bună, cu detectiv. Detectiv, asta îmi lipsea. Sunt sătul de detectiv și de poliție până peste cap. Numai detectiv nu doream să fie iubita. Nu, no, bine, hai. Du-te și rezolvă treaba asta. O să bine, Pere, da? Mă sun dacă se întâmplă ceva. Te sun, să fii sigur că te sun. Hai, te pup. Hai grijă de tine. Este evident că Octavian și-a adus aminte cine este și de unde îl cunoaște pe Tudor și de asemenea că soțul Mirelei, omul cu puternice principii de familist, nu este chiar atât de cinstit pe cât pare, sau cel puțin asta crede băiatul, care la rândul lui nu arată să simți prea confortabil când vine vorba despre poliție. Nu știu cum am băgat în treaba asta, nu știu cum de m-am lăsat convinsă de Valentina. Sper să nu iasă urât. Împrumutul le-a pus pe jar pe cele două surori. Mirela este îngrozită de gândul că Tudor o să afle despre bani și la scandalul ce ar urma, iar Valentina, care pentru prima oară a lăsat garda jos în fața unui bărbat, se teme că va suferi cea mai cruntă dezamăgire a vieții. Alo? Ce faci? Bună, Mirela, uite ce se va bine, tu ce faci? Olo, ce zâmbitoare ești, eu nu mai pot fierb. Ce, mă? Cum, mă, știi ceva de Octavian? Ai vorbit cu el? A, da, am vorbit, e pe drum, e la volan, mi-a trimis și video. Dar bine, după aia am încercat să-l sun din nou și n-am mai răspuns. Ce, mă? Cum n-am mai răspuns, mă? Zonele alea fără semnal, mă, De când l-ai sunat și n-am mai răspuns? De cât timp nu mai răspunde? Să zic, de vreo oră? Hai de capul meu, mai nenorocit, mai băgat în niște belele, deci eu nu știu ce a fost în capul meu să pun. Ai, bă, bele bune, termină cu chestia asta, te-am zis, are de cont să pun la capătul lumii, faci un aici. Nu mai vorbi așa, nu le mai lua așa ușor, Valentina, că eu nu mai pot. Dacă vine Tudor și află, mă nenorocește. Dar nu trebuie să lase. Deci eu nu știu ce a fost în capul meu să mă iau după gura ta, cum să dăm bani la un străin așa, dar tu sună-și tu, n-a plecat și el cu cineva? A plecat singur? Da, a plecat. Și sună-și tu pe prietenul ăsta sau cu cine e? E cum, doamne, să sună Mirela, că eu ce cred că am numărul tuturor așa, prietenul meu, Adică tu n-ai niciun număr de contact de la nimeni, o rudă, un frate, un văr, un ceva, n-are și el? Nu, omule, doamne, trebuie, eu cunosc pe el și atât până la urmă. Ai de trebuie cap, mie numărul prietenului. Ce belele m-ai băgat. Tudor o să facă foarte urât dacă află. Mi-e foarte frică de el atunci când se enervează. Măi, fată, eu nu cred că tu nu cunoști pe nimeni. Cum adică? Dar tu știi ceva de el? Știi unde lucrează? Ai de unde să-l iei?
Nu, ce-i drept, într-adevăr, am întâlnit un cuplu la un moment dat, dar nu ne-am oprit de ca... Bine, hai că... Hai, te pup, pa. Hai că... Pa! Doamne, nu mai pot. Tremur toată. Stai numai să vezi ce o să pățesc acum. Nevastă mea îmi ascunde ceva. Simt asta. O miros de la o poștă. Ce face prințesa? Bine. Tu ce faci? Ai ajuns mai devreme? Sau ce se întâmplă? Nu. Nu știu, mi-e calm, e... Da? Hai că te recunosc, cu cine vrei la telefon? Am auzit-o vorbind la telefon și când m-a văzut a început să-i cam tremure vocea. Asta e un semn. Oare să fie capabilă să mă înșele? N-aș crede. Cu sora mea vorbeam, cu cine să vorbesc, Doamne, iartă-mă. Băi, ce ți-am zis eu, mă, să termin de dată cu sorta asta? Lasă-te telefonul aici. Ce ți-am zis eu să termin de dată cu sorta asta? Una, două sorta! Și dacă vorbeai cu sorta, de ce ești așa crispată? Uite-te la mine când vorbesc cu tine, că deja m-a apucat dracii. Voi vă cam imaginați deja ce urmează să se întâmple, pentru că de ce ți-e frică, nu scapi. Ce însă ne ține și pe noi cu sufletul la gură este reacția lui Tudor, cât și până unde va merge bărbatul. Tudor, nu știu... Bă, ce ați mai făcut, mă? Ce ai mai pus la cale cu asta ieri? Ce tâmpenie ai făcut ieri? Nu știu cum să-ți spun, dar... Cu cuvintele tale, dacă se poate. Cred că am făcut o prostie, da. Ma, deja mă apuc... Ce-ai făcut? Hai. Încearcă și zic că oricum aflu. Încearcă și recunoaște tot. Nu dar mă face să trag. Dar te rog eu frumos, te implor, fii calm, că nu... Dar ce clar e grav. Zi mai repede și lasă-mă pe mine să decid dacă sunt sau nu calm. Zi odată! I-am dat împrumut niște bani... Ce, mă? Bă, ce-ai făcut, mă? Cum să-i dea, mă, banii mei munciți? Doamne, ține-mă că fac o nefăcută. I-am dat niște bani împrumut. Păi, Mirela, tu ai luat o razna? Cum adică i-ai dat bani? Adică, din banii mei, i-ai dat lui sorta? Dar ne-i dă înapoi mâine. Mâine, astă seară, nu știu, ne-i dă... Te rog, nu te supăra. Băi, de ce o să-mi căturbesc? Băi, tu ai luat-o razna. Bă, ce ți-am zis eu ție să încetezi cu sorta asta, că nu mai tâmpenii te baci? Uite, bă, ce ai făcut din banii mei, ai dat lui cât i-ai dat, mă! Doamne Dumnezeule, ce mă fac acum? Dacă aude câți bani i-am dat, mă termină. Zi, mă, cât i-ai dat? Mamă, nu, că nu mai pot, deja mă apuc. I-am dat 5.000 de euro. Ce? Mamă, distrug tot în casă. Calmează-te, te rog. Cum o să dai 5.000? Băi, femeie, vorbeam... tu ai luat o razna. Vorbeam acum. Bă, sunt 5.000 de euro, bă, nu sunt 50 de lei. Da, știu, dar avea nevoie. Am vorbit cu ea cu nii, dă-mi mâine. Pentru ce avea nevoie? Risca să moară? Îi trebuia un rinic nou, un plământ? Zi, mă, ce-i trebuia? Zi, bă, că deja m-a apucat tremuratul. Pentru ce? Pentru gagicăs. Fierbe sângele în mine, văd negru în fața ochilor. Astea doi au dat banii mei munciți unui necunoscut? Doamne! Trebuia ăla să-și iau mașină și mi-a ajungeau banii și... Băi, cum adică, mă, tu i-ai dat banii mei lui sorta ca să-i dea lui... Ia vină, mă, coace! Vă aduceți aminte că Mirela și Valentina au crescut într-o familie în care violența era ceva obișnuit. După 20 și ceva de ani, istoria a ajuns să se repete, iar teroarea la care o supune Tudor nu are decât o singură cale de rezolvare, recuperarea banilor, imediat și cu orice preț. Ce faci, Valentina? Mirela! Am intrat că era deschis. Da, era deschis și cu tine. Ce mai fată cu tine? Iartă-mă că am venit așa, dar... Deci nu pot să cred, tu ești lovită? Ce-ai pățit acolo? Mirela, ce e cu tine? Povestește-mi, zi, ce s-a întâmplat? Nu-mi spune că ne-a norocit ăla iar. M-am certat rău cu Tudor și... A dat în tine. Îmi doare sufletul să o văd așa, e sora mea și nu știu cum să o ajut. Nu, Costina, mă, eu ți-am simt. Nu, răcitul ăla în pace. Toată viața mea am luptat să mă simt în siguranță și să am o căsnicie frumoasă. Pentru asta am sacrificat totul. Iar acum, și nu înțeleg cum am ajuns în situația asta. Dar ce s-a întâmplat? De la ce? A aflat de bani. Deci, de ce i-ai spus?
De ce nu mai țineai tu până mâine? Mâine veneau banii și puneai înapoi firar să că fie. Că nu pot să-l mint. Am spus de atâtea ori că nu pot, că el se prinde imediat când îi mint. Dă-mi coace. Băi, de ce nu trebuie să cred? Firar să fie. Doamne, de ce s-ai enervat atât de tare? Dar știam că așa o să se întâmple, știam. Băi, Mirela, bă, așa ești tu tot timpul sinceră și de... Dar nu pot, a venit și... Mâine. El imediat mă citește da, și Dumnezeu, ce om, bă, ce nenorocit e. Hai, lasă-l, că nu e vina lui. De ce nu e vina lui, mă, fată? E vina noastră, e vina mea, că am căscat gura la tine, că eu știam despre ce e vorba. Nu trebuia să fac asta niciodată. Eu îl cunosc pe Tudor. Trebuie să-l las doar să se liniștească puțin și apoi totul o să fie bine. Trebuie să treacă doar câteva zile. Păi lasă asta, acum e făcută, dar uite-te și tu în ce hal te-a adus, mă. Mă, eu îl sun. Nu, ei, lasă-l să se mai calmeze, că era negru. Dar povestește-ne, nu înțeleg, a venit acasă și te-a luat așa una, vorbeam două. Vorbeam cu tine la telefon și am închis repede și au loc cu cine vorbeai, nu știu ce, și n-am mai, m-am făstăcit toată, ce să mai, m-a luat imediat, a început să țipe că s-a prins că era ceva în neregulă și i-am spus, am zis că o să înțeleagă, dar... N-a înțeles, nu? Așa de greu, așa de greu să-și împrumute cumnata cu câteva mii de euro? Hai mă, lasă-mă, că nu e vorba de tine. Păi nu e vorba, dar e el vorba așa știe, bănuie. Da, el, lui asta i-ai zis, nu? Că mi-am zis niște... adevărul, Valentina, adevărul, că adevărat? Nu mai puteam să mai mint. Să duc minciuna asta până unde și până când. I-am zis adevărul și cu asta basta. Nu vrea să-i zici, mă, omule, adevărul, mă. Cât mai era, mă, până mâine, firar să fie, Doamne, dacă îți dădea Dumnezeu. Până mâine, știi, ești tu sigură că mai vine băiatul la până mâine? Dar bineînțeles că vine, mi-a promis. Ce a trebuit ei să-i spună, să-i recunoască? Nu pot să o înțeleg, nu poate să-și țină gura. Băi, Mirela, uite-te la mine. Nu se poate să fie așa. Nu se poate să-l ierți pe omul ăsta, că nu e prima dată când se întâmplă asta. Lasă-l, mă, nu poate să te aducă în starea asta. Nu pot să-l las, e bărbatul meu. Dar firar, mama, măsii, gândește-te de unde venim, gândește-te la copilăria noastră, gândește-te că... Lasă că nu e aceeași situație. Să nu fie aceeași situație. Gândește-te bine prin ce am trecut noi și prin ce trecea mama. Când o văd că se complace în situația asta, îmi vine să-mi smulg părul din cap. E leită mama. De ce Dumnezeu să ți se întâmple și ție același lucru? Nu știu, mai e soțul meu și nu pot să-l las. Deci nu suport Valentina, gândirea asta, nu pot, eu am nevoie de stabilitate în viața mea, am nevoie de siguranță, de un om acolo, eu nu pot să trăi singură ca tine, nu pot. Ce ți se întâmplă ție, Mirela, se pedepsește cu legea. Îmi vine să-l strâng de gât, a mai venit odată plânsă și nu m-a lăsat să fac nimic nici atunci. Habar n-are ce înseamnă o căsnicie. Căsnicia înseamnă și bune și rele și sacrificiu, așa că să mă lase în pace. Ceea ce-ți face ție omul ăsta ar trebui să plătească. Cineva ar... Auzi? Eu aș vrea să sun la poliție. Ai, nu încetează, lasă-mă cu poliția, Doamne ferește. Tu nu te auzi ce spui, e soțul meu, cum nu o să-l fac la... E soțul tău, dar nu poți să o duci așa, 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 în continuu. E așa, 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 așa. Suntem foarte bine, am făcut eu o mare bine prostie bine o zi și trei zile, nu. Nu e adevărat. Îți găsește motiv din orice, Mirela. Îți găsește motiv. Mă iubește și are grijă de mine și pentru mine asta contează. Valentina nu mă înțelege. Eu nu sunt ca ea, nu pot să umblu din floare în floare. Eu de asta m-am căsătorit și vreau să rămân căsătorită. Auzi, până una alta și până la poliție și la teluatul de soțul meu, mai bine sună-l pe iubitul al tău care ne-a băgat în rahatul ăsta și da, vezi ce face cu banii. L-am tot sunat. Că dacă nu mă duc cu banii mâine acasă, nu știu ce se întâmplă. Eu nu pot să mă întorc acasă fără bani. Așa că Octavian ar face bine să scoată banii ăia din piatră seacă. Mai sună, mai dai mesaje, nu știu, să vină cu banii. Și lasă tu teoria. Hai că o să vină, dar te rog, liniștește-te, calmează-te. Mi-e așa de... Îmi pare rău. Îmi pare hai rău că vreau și să mă întind un pic. Da, hai să mă duc. Lasă, tu stai aici și sună-l și... Sun. Mă duc în dormitor la tine. Du-te. Lovită nu numai fizic, dar și mândria de femeie, Mirela încă nu reușește să găsească alt vinovat pentru comportamentul abuziv al soțului decât pe ea însăși. Atâția ani de căsnicie în care a fost total supusă lui Tudor au transformat-o într-un fel de sclav sentimental. A greșit când nu i-a spus lui Tudor că ia bani din casă este drept, dar ca să ajungă să fie bătută pentru asta, niciodată.
Tudor este mai mult decât hotărât să își recupereze banii, dar de unde să îl ia pe Octavian, care de câteva zile s-a dat la fund? Însă are metodele lui, unele de care oamenii obișnuiți sunt străini. Oh, să treci, ce faci, frate? Ce să fac, frate? Uite, te aștept de nebunesc aici. Ce ai pățit? Băi, e fiartă rău. Aul! Mi-a făcut nevastă mea nefăcută. Și-a luat din banii din casă, mă rog, nu e mare sumă, dar e sumă importantă, ca să zic așa. Cât a luat? N-a luat 5.000. Cătălin îmi este ca un frate. Pot să mă bazez oricând, pe la orice oră din zi sau din noapte. Dar e problema că i-a luat și nu-mi place chestia asta. Dar nu ți-am spus să nu pui bani în firmă? Și unde vrei să-i duci? În firmă să-i lasezi? Păi ce nu, nu, dar să nu-i lași acolo, să-i pui undeva, păi nu sunt în acasă, mașină, mă, acasă nu știu ce să spun. Unde să-i pun în mașină? Acasă, mașinile și se sparg. Și tu acasă n-ai un loc unde să nu știe nevastă ta de ei? Cătălin știe că eu țin foarte mult cont de părerea lui, doar că el nu este un familist. Mai deloc. Așa că pe partea asta n-are cum să mă înțeleagă el pe mine. Tudor e băiat bun. Tot ce a învățat de la mine știe, dar dragostea asta îl strică. Ce băi, femeie casnică, mă, n-ai cum să-ți iei în casă bani care să nu știe nevasta. Problema e, lasă asta, i-a, da, dat, bine, i-a dat lui Sors, ai înțeles? Lui Sors. Aia e ideea, că dacă erau dați și recuperabili, era ok. Dar Sors i-a dat lui un hândrălu de-al ei și ăla, na, băiat bun. Băiat bun. Și-a luat tălpășița și-a plecat cu bani. Ai înțeles? Și ce știm de băiatul ăsta? Păi asta vreau să știu și eu, ce știm de băiatul ăsta. Ce știm e poza noi? Care mi-ai dat 1000 și parcă, nu? Aia, ăla e, da, da, da. Păi bă, frate meu, dacă spun ceva, s-ar putea să păca că n-ai un scaun, să stai jos. Vezi că omul e un pic... un pic gabăr. Ceva? Un pic gabăr. Adică hai, polițist, adică manuș, cum vrei tu să spui. Bă, ești nebun? Da, și s-ar putea... Dacă nu mă înșel, că de obicei ce ai învățat, cred că ai învățat totul de la mine, fratele meu. Să n-ai coadă! Mai mult ca sigur ăsta e coada mea. Mi s-a părut mie că Octavian ăsta ascunde ceva. Nici nu trebuie să văd omul ca să-l miros. Bă, da, sigur, ți-a zis că ăsta e Gabor, frate, să nu fie la vreun gușter. Un prieten de-al meu de la secție. Măi, Gabor sau turnător? Ce frate, e Gabor. E Gabor omul. Bă, ăsta e coada mea, ești nebun. De asta a făcut și ce a făcut nevastă ta. Ai grijă! Nu avem cunoștință ca oamenii cinstiți să fie filați de poliție. Chiar dacă ar fi o coincidență că Octavian a intrat în contact cu Tudor, vedem totuși că soțul Mirelei se teme de ceva. Dacă Mirela a știut de toată tărășenia asta, e cea mai mare trădare din viața mea. Și îi promit că o să o agăț în cui. Ce nenorocită și Mirela asta. Nu mai probleme, paci. Bă, știi ce mă gândesc eu acum? A? Dacă și nevastă mi-a băgat în chestia asta, mă, dacă a convins-o... Cum ai văzut? Ai, fratele meu, bine că-ți vine mintea la loc acum, unul al 12-lea ceas. Și încă ceva vreau să te întreb. Fata asta care tu ai angajat-o, care ești că este secretara ta, care nu știu da, cum o cheamă. Da, e o fată bună, mă, fată simplă de la fata țară. Fată bună? Cu ea, da. Dar fata asta bună, cumva, s-a uitat prin actele noastre, că acum hai să stăm de jucăm. Bă, dar ce mă tot, tot bibilești cu Bangela asta? Mă, e fată simplă, mă, ce să... Care, ai ceva, miroase ceva? Păi da, miroase, pentru că s-a uitat în acte, una la mână. Și de unde știm că nu e mână-mână cu ăla? Cu Gaborul. De asta nu-mi place de Angela, că e mai deșteaptă decât trebuie. Și de asta ar trebui să perească de ea. Și asta e adevărat, dar n-aș mirosi eu, că miroseamă dacă era ceva. Cunoscut-o tu așa bine să vezi Angela asta, hai, cine e Angela asta? Lucrăm cu fete de atâta timp. Lasă, bă, lucrăm cu fetele care lucrează pentru noi, dar nu de astea care stau în acte. Fetele noastre lucrează, nu se uită în acte. Asta se uită în acte. Da, noi avem niște domnișoare care, de bună voie și nesilite de nimeni, lucrează pentru binele nostru și al comunității. Cum facem? De unde ai cunoscut-o după asta? De unde ești? Până unde? De a venit, bă, ca anunț. Când am dat anunț, atunci s-a angajat. Am venit la anunț și n-ai verificat atunci să vezi, să o încerci măcar, să-i pui niște capcane, bă, să vezi dacă luat. Are credere. Bă, bani n-a luat, i-am lăsat bani prin birou și n-a luat. Doamne, iartă-mă de bani, că nu punem de vorba de acte, frate meu. Că ai văzut în actele alea, noi nu prea suntem în pe bune. Eu dacă aș fi în locul lui, m-aș potoli un pic. Lucrurile sunt destul de grave. Nu, păi hai să facem atunci în felul următor. Eu mă duc și o verific pe nevastă mea, văd ce pot să torn de la ea și vezi și tu. Încă ceva, te iau pe nevastă de acolo, te rog, și adu banii, mâncați-și. Bă, cu banii rezolvă, nu-ți face griji, lasă încolo de bani. Pentru că, uite, așa cum ți-a făcut acum, poate să-ți facă și data viitoare, frate. Păi nu mai apucă data viitoare dacă miroase deci, mie ceva. Deci cum ți-a făcut acum, poate atunci o mai aveam 10.000 de euro. Și pune-i și tu coadă lui, Angela asta, vezi care e treaba. Hai că eu mă duc să mă ocup de... Bine, hai, te pup, deocamdată am aflat că niște fete lucrează pentru cei doi, or fi și ele tot agenți imobiliari ca și Tudor.
Doar că Tudor și prietenul său suspectează și implicarea unor agenți de poliție. Dar cea mai gravă în această poveste este suspiciunea că Mirela îl lucrează pe la spate, iar Tudor nu-i deloc omul cu care să te joci. O să o agăț în cui, promite el. Păi, fată, mă, încearcă la asta. Încerc, vezi că încerc, încerc. Deci eu simt că nebunesc. Dar hai, măcar sună? Sună, dar nu răspunde. Acum sună, mai bine nici nu sună. Dumnezeule. Deci mie mi se pare incredibil. Incredibil, incredibil. Cum am putut eu să mă las fraierită în halul ăsta de tine? Cum am putut să fac așa ceva? Uită-te, știu ce, uită-te ce am pățit din cauza ta, uite în ce situație sunt. Sormea. Deci nu pot să cred. Ce sormea? Hai că o să răspundă până la urmă. Păi când o să răspundă, că a dispărut de 2 zile? Mi-e foarte, foarte frică. Efectiv, stau ca pe ace. Deci nu pot să cred în ce situație sunt. Uită-te și toate mi plec de acasă. Tudor e negru, negru, negru. Uită-te și tu în ce m-ai băgat. Eu nu o las pe sora mea să mai plece la nenorocitul ăla. Octavian ar face bine să apară în curând cu toți banii. Na, iar intră mesageria. Nu știu ce să mai fac. Uite că mă sună. Ei, cine? Eu, Tudor. Să taci din gură, te rog frumos. Cu siguranță îi pare și lui rău. Ce faci, Bine? Iubita mea, ce faci, Bine? Uite, aici, la Valentina. A, am înțeles. Iubito, hai, uite, măi, îmi cer scuze pentru că ne-am certat, da? Uite, lasă de la mine și cer scuze și te rog eu, hai să ne vedem și hai să mergem noi frumos pe drumul nostru, să ne vedem de ale noastre, da? Măi, am exagerat și eu puțin, și tu, și, da? Hai să ne vedem de ale noastre, de iubirea noastră, cum ne iubim noi, ca doi copii ne bun, da, iubito? Hai, că uite, chiar mi-e dor de ține, să știi. Nu știu. Hai că uite, o să mai stau un pic aici la Valentina, da? Iubito, hai, te rog, eu vin acasă, că te repar eu, te... Ce faci, mă? Pe cine repar tu, mă? Pe cine repar tu? A, viteazule, cum o repar, mă, tu? Vii la ea să-i dai niște fond de ten pe față? Așa o repar tu, mă? Taci tu, gură! Mă, ție nu ți-e rușine, mă? Cum să-i faci mă așa ceva lui Sormea? Tu vezi, mă, ce ai făcut lui Sormea? Taci, măi, femeie, din gură! Nu mi-a făcut nimic, am căzut. Nu ți-e rușine să o repar eu, mă? Hai, gata, taci, gata, lasă! Familia ta? Care familia ta, mă, că-i Sormea? Hai, iubire, hai, vorbim un pic mai încolo, mai stau un pic aici și să se mai calmeze și Valentina și vorbim mai încolo, da? Bine. Bine. Hai, pa. Valentina e rupt ca un vulcan și bine a făcut, căci asta a mai reținut-o în casă pe Mirela, la fix pentru o întâlnire de care toată lumea avea nevoie. Ce, băi, ce, ce? Băi, tu vrei să arătoasă la cap? După ce că m-ai băgat în rahatul în care m-ai băgat, vrei okay, să-mi strici că zicea mea, de tot? Am vina mea, dar nu e mai rușine să zic nu că te mai băgat tu. Nu te mai băgat tu în căsnicia mea! Nu te mai băgat tu! Doamne, ce nenorocit! Extraordinar! Deci te rog frumos, nu e treaba ta! Iubi, am ajuns unde ești! Ia uite-l, mă! Ce iubi, mă! Iubire, mă auzi? Octavian? Acum ai bună, venit! Bună, ce faceți? Aș cu zâmbetul pe buze, îți vine! Ce s-a întâmplat? Octavian, de ce n-ai răspuns la telefon de atâta timp? Dar am rămas fără baterie și... De ieri suna telefonul, ce fără baterie? Da, acum liniștiți-vă. Acum suna. Ia uite, s-a supărat domnul Octavian după ce că n-a răspuns la telefon 2 zile. Doamne, abia aștept să-mi aducă banii și să termin povestea asta. Nu știu. Și când l-ai pus la încărcat, de ce n-ai sunat-o pe fata asta? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, mai prins într-un moment groaznic. Ideea este în felul următor, nu mai vreau de la tine absolut nimic decât să aduci banii aia înapoi. Sormea este terminată, uite-te și tu la ea cum arată. Tâmpitul ăla a luat o razna total. Nu mai vorbi tu! Se pare că lucrurile s-au agravat între timp. Am ajuns prea târziu. Ai adus banii, asta e important. O să merg să cer creditul de la bancă și o să revin imediat. Liniștiți-vă că vă înapoiezi te rog, banii. Hai să terminăm. Aolo, Valentina! Bine că ai apărut măcar atâta lucruri. Te rog, eu răspundem la telefon. În regulă, liniștiți-vă. Deci nu pot să cred. Vă înapoiezi banii astăzi. Te rog frumos. Sunt bine. Practic banii ei, deci am mare nevoie. Aveți grijă de voi. Mi-e clar, trebuie să fac ceva neapărat și foarte repede. Aveți grijă de voi. Băi... Octavian, fie că este polițist, așa cum a fost informat Tudor, fie că nu, a sesizat că lucrurile au ajuns la un punct culminant. Urmele de pe fața Mirelei nu lasă vreun loc de îndoială.
Nu mai am cuvinte, sincer. Băi, nici eu nu mai am cuvinte. Deci vine sincer după două zile și cu zâmbetul pe buze zice că... Băi, măcar a venit, mă, Mirela, măcar da, a venit. Da, hai să-i faci o statuie. Acum, nici eu nu mai așteptam să vin, că m-am luat toată energia asta pe care mi-ai transmis. Acum recunoști. Acum recunoști. Păi da. Agitat, dar ascunzându-și acum bine pornirile violente, bănuielile și temerile, Tudor apare și el acasă la Valentina. Trebuie să afle dacă este filat sau nu de către poliție. Mi-ai băgat toate gândurile astea în cap și de aceea m-am îngăit de el. Uite, e băiat. Mulțumesc, bani, cula, el. Ia, taci. S-a auzit ceva. Dar a plecat. Bună dimineața. Și a venit altul. Cum să apar așa? Incredibil cât de mult tupeu are omul ăsta. Pentru ce ești aici în casa mea? Pentru ce? Faci din gură! Sincer, în momentul de față, banii sunt cea mai mică problema mea. Important este să mă fac nevăzut o perioadă. Tu tot pe mine mă dai la o parte. Bă, dar nu e nicăieri. Ia stă aici până își dai bine. Stai potolită. Ce să... Las? Deci nu poate. Să aștept și locul. Hei, tu mergi acasă, nu te trage, da? Stai jos. Trebuie neapărat să merg cu Tudor acasă. N-am încotro, altfel o să iasă și mai rău. Văd eu cum fac și îl împac. Cât noroc are și Valentina că nu pot să-i trag două peste gură, dar nu-i timpul pierdut. Mirela, stai jos. Taci din gură, te rog frumos, asta te rog. Că o să-ți vină și ție rândul, da? O să mă ocup mai târziu Mirela, și de tine. Aici, măi, te rog frumos, taci din gură și nu te mai băga. Și așa m-ai băgat într-un rahat mare, mă duc acasă cu soțul meu și gata, da? Da, eu zic și gata. Eu. Soțioara mea are să-mi ofere niște explicații pe care abia aștept să le aflu. Hai, te rog, eu rămâi rămâi o perioadă. Lasă-mă. După câte i-a făcut, ea tot se duce la el. Păi îmi pare rău, eu nu pot să o ajut în condițiile astea. Mirela, întoarce-te! Mă duc acasă cu soțul meu, am zis, gata! Iubitoare, ascultătoare, dornică să aducă iar liniștea în familie, însă Mirela nu știe absolut nimic despre cine este Octavian, ce caută el în povestea asta, ce fete lucrează pentru Tudor și despre asociatul dubios al acestuia. Nu știe nimic, doar că trebuie să creadă orbește și să facă ce îi spune soțul ei. După ce au ieșit din casa Valentinei, Tudor nu mai are de ce să se teamă de martori, așa că acum poate ca în stilul lui violent să caute răspunsuri. Deci vreau să-mi explici și mie care-i treaba cu Octavian. Băi, nu mai țipa că-ți dau una acum. Tudor, îmi doare. Știam eu că aici se va ajunge. Este numai vina mea. Trecem cu acea, zi-mi și mie. Care-i treaba cu Octavian ăsta? Și ai găsit ce răspuns. Nu știu ce treabă. Băi, nu mai comentau atâta. Băi, nu mai comentau atâta. Trece aici, am zis. Vede ea acum cine e Tudor. Dacă soțul iubitor care i-a ducea banii acasă nu i-a plăcut, poate îi va plăcea mai mult partea asta. Băi, zim și mie. Tudor, încetează, ce ai? Zim care-i treaba cu Octavian nu ăsta. Nu știu la ce te referi. Doamne, nu înțeleg nimic. Care-i treaba cu Octavian? Ce e gagicul sora mea, ce ai? Vezi că ai răspuns greșit. Ai grijă ce ai răspuns, că te mai întreb o singură dată. Zim care-i treaba cu Octavian. Sigur știe ea ceva și se ascunde. Ea e turnătoarea. Bă, răspund odată că te crump în două, am zis! Băi, nu, Tudor, încetează, ce ai? Se preface că nu știe despre ce vorbesc. Asta mă scoate din minți și mai rău. Ce ai? Ce ai intrat? Bă, tu crezi că dacă eu te-am iubit pe tine, asta înseamnă că eu sunt prost, asta înseamnă că tu poți să mă dai pe mine, pe dărdeluș, când vrei tu? Dar nu am făcut nimic, ce ai? Te agăți în cui ca pe o haină, uite-te în ochiul meu ce zic. Deci vreau să-mi explici. Hai să mergem, hai, te rog, că unde se uită toată lumea la noi, hai. Bă, tu ai nebunit, băi, femeie. Stai. Băi, eu vorbesc cu tine, mă, dă-mă doare pe mine, 14, bă, cine se uită? Dar nu înțeleg. Băi, uite-te încoace la mine ce zic eu ție, că dacă îți dau... Băi, nu mă face să-mi ies din minți, că fierb. Crede-mă. Zim de unde ai aflat tu, zim de unde ai aflat tu cu ce mă ocup eu. Doamne, a luat o razna. Ce cu el? Mi se pare că aberează. Oftim? Cum adică? Bă, răspunde când te întreb, nu pune tu mie întrebări. Cum adică cu ce te ocupi? Ești agent imobiliar? Ce ai, Tudor? Ai nebunit? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mă doare. Ridici mâna? Aia e, să te doară. Uite ce mi-ai făcut oricum. Eu ți-am făcut aia? Eu dar ți-am cine făcut aia? Mi-am făcut? Băi, aia ți-ai făcut-o tu când ai decis. Da, uite-te la mine, când ai decis să dai banii mei pe care eu i-am muncit. O să-mi ia înapoi, încetează, da? Te rog. Băi, când vorbesc cu tine, mă ascult și răspund doar la ce te întreb eu. Băi, înțeles? Poliția, stai! Poliția! Poliția! Stai! Ce ți-am zis eu? Nu era. Nu-mi vine să cred. De ce a fost de la bun început? Doamne, cum am putut să am încredere în ea? Mâinile la spate! Aia era! Ai trecut să nu spui nimic, tot ce spui e împotriva ta. O să spun tatăl nostru. Dar n-am făcut nimic! Doamne, ferește, dar de unde au apărut?
Și Octavian? Da, n-a făcut nimic, lăsați-mi! Octavian, dar tu ești polițist! Da. Eu nu mai înțeleg nimic, dar n-a făcut nimic, eu m-am împiedicat! Ticare este despre bărbatul tău? Lasă-l, da? Faci Octavian, are dame, te rog! Are dame de companie, ai înțeles? Măi, cănișule, tu erai cu madame? Era dame de companie, cu asta se ocupă. Tudor, ce ai? Ce ai făcut? Ia taci-mă puțin. Păstrează distanța de el. Tu erai mă cu madame? Te-a bătut? Tu ce mă de tremuri să-ți fric? Mă, tu vorbește cu mine acum, mă, după ce că am înghit atâtea de la tine de ani de zile, ce faci? Ce ai? Nu știu ce, a crescut graiul. Ai dreptul să nu spui nimic. Ce înseamnă asta? Tot ce spui e folosit împotriva ta. Lasă-mă, că am mai auzit de chestii de astea, nu-ți face greș. Bă! Sunt extrem de bulversată, nu mai înțeleg nimic. Cum adică Tudor are mandat de arestare? Ce dame de companie, mă, ce faci tu, mă? Bă, tu m-ai mințit pe mine, mă, toată viața, mă, de când sunt eu cu tine? Spune-mi adevărul acum! Iar Mirela o să afle tot adevărul la medierea la care s-a ajuns într-un final care este atât de dureros, încât poate nu ar fi trebuit să-l știe. Și cu toate astea, mai bine să sufere enorm acum, decât să aibă viața părinților ei, de care s-a zbătut întotdeauna să fugă. Tudor, cred că merit și eu să-mi spui adevărul așa cum mi-ai promis. Vreau și eu să știu ce înseamnă toată nebunia asta cu dame de companie, cu... Hai că asta-s povestea de dormi copiii, tu te-ai după... Nu mă persifla așa, te rog. Dar nu te persiflezi, pur și simplu nu știu ce să-ți răspund. Nu, păi nu, trebuie să știi ceva. Cum adică vine poliția și îți spune cătușele pe stradă? Doamnă, dar pentru numele lui Dumnezeu, de unde aveți bunătaia aceea pe față? Spune. M-am lovit. S-a lovit. De la el, evident. Te rog frumos să taci. Da. Că m-a întrebat pe mine, nu pe tine. Sunt mai neîndemânatică de fel. Că întotdeauna te mănâncă limba, nu poți să-ți văd de... Nu mai minți, Mirela, spune. Taci din gură. Vreau să știu despre ce e vorba cu toate acuzațiile astea. Pe mine asta mă interesează. Astea sunt niște încurcături. Se întâmplă adesea ca, nu știu, poliția să facă încurcături de date în dosare, în fel și fel de cazuri. Tot, na. Deci acum, na, scuză-mă, având atâtea apartamente în oraș, da? E logic ca la un moment dat să intri în vizorul cuiva și să înceapă ce să... Ce legătură au apartamentele cu prostituția? Cineva nu vă are la suflet, ci v-a făcut o cheiță. Mai mult ca sigur. Păi, na, ca orice om de afacere am și eu dușmanii mei, nu? La și modul acesta, ăsta, nu? Da, exact. Se întâmplă și mai rău. Tare curios sunt și eu. Care sunt faptele care mă pun pe mine într-o poziție de... proxenet. Bună întrebare, nu? Și de ce îl întreb pe iubitul meu? Stai că n-am înțeles. De ce îl întreb pe el? Stai mă că suntem... Iubitul tău e polițist, de fapt. Da. Am fost agenți sub supravegherea dumneavoastră. A mea? Locuințelor dumneavoastră, mai bine spus. A locuințelor mele? Da. Stai o secundă. Stați un pic. Și în același timp, transferurile bancare. Angela, s-a înfundat treaba. Trebuie să-l arestez pe ăsta neapărat. Păi de ce? Te rog frumos, spune-mi că ai ceva la mână, să pot să... Eu am, dar cred că mai... Îmi trebuie un mandat de arestare în momentul acesta. Ok, bun, deci fii atent. Singura chestie pe care am putut eu să o iau sunt niște transferuri bancare. Sunt niște sume destul de mari, adică, uite, vezi, 10.000, 15.000, 8.000. Practic, ei spală bani, nu știu cum... Doar pe numele lui? Da, doar pe numele lui. E perfect! Asta unul la mână. Doi la mână, știi că mai pus să verific apartamentele alea pe care le închiriază el? Și l-ai verificat? Da, acolo sunt practic dame de companie care produc bani pentru el. Bun. Poți să te duci, sună și tu procurorul și ia mandat. Da. Ia mandatul. Hai, fugi. Ok. Ce da, puteți spune despre el? Vrei să discutăm acum sau îi răspuns? Domnul Becaș. Domnul Becaș, da. Becaș, ți-ai vreo dreaptă dacă nu îi răspund, domnișoare. Deci explicăm și mie. Stai un pic. Aveți destul de probleme? Tudor. Despre ce transferuri vorbești? Ce înseamnă asta? Hai să-ți explic eu. Adică dumneavoastră, cu tot respectul, chiar credeți orbește în soțul dumneavoastră? Dar e și normal. Eu înțeleg că l-ați luat pentru la bine și la greu, sau la rău, cum o fi zicala. Dar totuși există dovezi în acest sens. Da? Gogoșile pe care vi le vinde în momentul de față domnul Bejan sunt exact asta, niște gogoși. Nu ai cum în momentul în care există probe, da, precum ar fi transferurile bancare, mărturii, da, de la femei implicate în treaba asta, agenți sub acoperire care asta fac, da, un filaj. Stați o secundă că v-ați dus departe. Bun. Ați avut agenți la locuințele mele, da?
Și ei, prin puterea experienței de muncă, au descoperit că în locuințele mele se practică ce? Proxenetism, da? Bun, eu acele locuințe le închiriez oamenilor. Eu n-am de unde să știu ce fac fetele sau băieții care închiriază acolo. Dar tu nu știi cu închiriez, acolo. Tudor, n-am de unde să știu. Băi, sunt zeci de apartamente, în ce domnule ajuns mă? Dar vreau să-mi explice și mie cineva chestia asta. Tu ești polițist, ești și agent sub acoperire, deci eu stau aici ca o tută și nu-mi răspunzi de te-am întrebat de 10.000 de ori și în toată relația noastră te-am întrebat cu ce te ocupi, ce e cu tine în viața mea? Deci tu până era acum tu m-ai auzit pe mine practic, de fapt nu mi-ai spus nimic. Nu mi-ai spus cum să vă spun adevărul, vă dați seama, nu? Ți-am spus că vei afla toate informațiile la timpul rău. Păi și spune-mi de acum! Este... Zim, ce-i cu tine? Cine ești? Din nou, nu e timpul potrivit. Îți zic eu cine e. Nu ai cum să-i cer detaliile acestea, da? Până la urmă, omul lucrează acolo unde lucrează și cu asta basta. Nu asta este discuția. Ești sigură, Valentina, că vrei să ne ținem de planul pe care l-am stabilit de la bun început? Pentru că nu știu cât de mult ar fi în ajutorul surorii tale. Ce plan? Ia. Ce-ai făcut, iară? Ce-ai făcut? Ești sigură că face sortul nefăcut. Pentru că eu nu reușesc să o înțeleg. Oricât de mult l-ai iubit pe omul acesta, cum poți să accepți faptul că el se comportă cu tine așa cum se comportă? Pentru că asta este discuția care mă interesează. Că soțul tău în momentul de față se dă în stambă aici că el de fapt este un om de afaceri cinstit și că e o mare încurcătură la mijloc, sincer nu mă interesează. Da? Justiția va stabili exact ce și cum. Și atunci să nu fiți luată prin surprindere ca o furtună de asta de vară. Discuția care mă interesează este de ce un om normal, care trăiește totuși în capitala unei țări, nu undeva în mediul rural, prin creierii munților. Deci o persoană care nu este singură pe lumea asta, o aveți pe sora dumneavoastră, acceptă așa ceva din partea soțului ei. Putem să aflăm chiar acum. Nu avem ce să aflăm pentru că nu accept. Ce accept? Nu înțeleg despre ce... Aceea. Nu aveați cum să vă haide, faceți domnule, una voastră asta discuție în baie, să fim serioși. Asta era principala ideea problema serii. Ideea este că eu am făcut o mare greșeală, mai domnule taci, Ernest. Despre asta e vorba. Taci. De fapt și de drept. Eu am luat niște bani din casă, o sumă foarte mare, banii soțului meu, fără să-i spun. Bani și i-am dat... Dar stai o secundă, că nu ai luat de capul tău, i-ai luat din cauza ei. Una este să te enervezi, să-ți sară muștarul, să spui niște lucruri pe care apoi le regreți. Și alta este dita mai vânătaia, care este pe jumate din chipul dumneavoastră. S-a întâmplat să ne împinge și a căzut. A fost accidental. N-a fost ceva să o lovesc plus intenționat. Pur și simplu. Ne-am îmbrâncit unul pe altul și... Valentina, eu te mai întreb încă o dată. Ești sigură că e o idee bună ceea ce vrei tu să faci? Vă rog, dar din tot ce sufletul. Vrei bă, să faci, măi? Bă, dacă ce cu să zice, să Valentina, mă ridic. Valentina, unde se duce, domnule? O să vezi. Măi, numai în nenorociri mă bagi. Nu știu ce ai mai făcut, tine. Da? Eu te bag pe tine. Domnule Bejan, dar așa o întrebare. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă nu ajungeam cu colegul meu la timp? Ce s-ar fi întâmplat? Îți agresai soția. Nu, agresam, purtam o discuție. Tu știi despre asta? Adică da, ai văzut Valentina, asta? Da, a fost acolo. Băi, tu ești un nenorocit, mă, eu știam că ești și eu știam că ai niște chestii de care te ocupi, nu știam cu ce, dar acum este evident. Uite ce-i faci, nu, sor mea, pentru că ești obișnuit ca femeile să fie pentru tine mobilă. Ești sub orice critică. Tu ești femeie? Eu sunt femeie, dar tu bărbat nu știu ce ești. Valentina. Un bărbat nu dă într-o femeie. Ești doar materie primă, draga mea, stai cu minte. Valentina, ce caută ăsta aici? Ce ți-am zis? Valentina, ce înseamnă asta? Ce caută Mirela aici? Trebuie să te trezești toată la realitate și trebuie în primul rând să-ți înfrunți trecutul. Da? Îmi vine să mă ridic eu și să plec. Nu vreau să te ridici și trebuie să vorbești și să înțelegi o dată pentru totdeauna de ce Dumnezeu accepti toate chestiile astea în viața ta. De ce o iei pe urmele mamei nu noastre? Nu mai îmi zbiera în urechi, omul ăsta nu e niciun tată pentru mine și nici pentru tine. Și nu vreau să-l văd. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Dacă nu știți, s-a aflat, da? Sunt tatăl celor două. Cu numele. Într-o circunstanță mai bună aș fi spus, încântat. Și să înțeleg, fata mea, ești tare în clonț? Acum sunt fata ta. Exact ca răposata, ca maica ta? Ești deci mulțumită? Deci ca să n-avem vorbe, da? Ești mulțumită? Nu e rușine nici acum. Nu e rușine nici acum după 20 de ani. Tu nu adică o vedeți cu vânătaie pe chip și direct trageți concluzia că ce? Că e tare în clonț? Bineînțeles. Fără să știți ce s-a întâmplat? Cunosc. Pentru că este femeie? Nu. Cunosc metoda, cunosc poziția, cunosc tot. Pentru că și eu am greșit mult la viața mea. Da, recunosc că am greșit. Și vi se pare normal?
Păi tocmai. Că nu mi se pare normal, pentru că nu a fost ascultătoare. Hai să vă spun ceva. Hai să vă spun ceva, care poate, nu știți că era poate prea mici, da? Într-o căsnicie, nu e numai lapte și miere. Mai există și alte probleme. Mai există și alte discuții legate de diferite chestii. Și mama voastră, răposată, Dumnezeu să o odihnească, îmi pare rău că s-a dus. Da, de ce a greșit de multe ori față de mine. A greșit de multe ori față de mine. Voi poate nu știți, că n-aveați cum să știți că erați prea mici, da? Hai, tată, că nu, dar aveați voi ce aveați în casă. Greșeam, mama. Nu cu violența. Ești fericită? Vreau să stai de vorbă. A fost tare în clot pentru că a vorbit când trebuia să tacă. Și cum ați remediat problema? Cum s-a remediat problema? Am greșit, am recunoscut. E violență domestică. Da, e adevărat. Așa a fost. Așa s-a întâmplat, așa a fost să vină. Nu l-a ascultat scoala. Și asta ai dorit și fiicei dumneavoastră? Nu, dar din moment ce văd, îmi dau seama despre ce e vorba. Înțeleg că nu mai aveți o relație cu fiicele dumneavoastră. Bineînțeles. Să știi, Mirela, că eu nu am fost de acord cu ideea surorii tale, dar ea a insistat. Nu înțeleg de ce. Pentru că sora mea nu se trezește odată la realitate. Așa, așa mă trezesc. Nu vrea să recunoască ceea ce îi se întâmplă. Sora mea trebuie să vorbească cu tata și să înțeleagă că este exact în aceeași situație ca mama noastră. Eu nu, Mirela, am nimic de dau vorbit. Dau seama după reacția pe care ai avut-o în momentul în care omul acesta a intrat în încăpere, pentru că exact așa te-ai și manifestat. Eu nu vreau să-l văd pe ăsta, da? Că ți-e scârbă să-l privești. Omul ăsta a băgat un mormânt pe mama de la 50 și ceva de ani. Explică-mi și mie, pentru numele lui Dumnezeu, cum de este posibil, da, să-ți fie scârbă de omul acesta și totuși să-l ții în brațe pe soțul tău și să-i accepti comportamentul. Hai să ne înțelegem o dată pentru totdeauna. Dar nici nu se poate compara situația. De ce nu se poate compara situația? Pentru că nu se poate compara. Este tată și el îți este soț. Cu ce diferă felul în care cei doi se comportă? Pentru că relația mea cu Tudor nu este așa cum era. Uite-l pe Tudor în viitor. Nu e adevărat. Deschide ochii odată. Băi, încetează odată. Vorbești o cea care schimbă iubiții la două luni. Soțul meu are grijă de mine. Este carnamonul care se mă bucă. Nu, nu se compară, da. E normal să vă temeți la modul acesta de soțul dumneavoastră? De ce reacție ar fi putut să aibă? Nu se teme, mă, de tine. Uite-te la ea cum tremură. Nu, tremură din cauza surprizei pe care ai făcut-o, o minunăție, da? De om ce ești. Vai de capul tău. Da. Și teama din cauza banilor a fost tot din cauza ta. Pentru că l-ai adus pe Terchia Berchia ăsta să-și ceară ție bani. Tu mai bine taci, tu ești îngropat până peste capul. Hai, mă, lași cum sunt cu îngropat. Cu violență, cu proxenetism, cu toate. Bă, până să faceți, băi, prostia asta cu banii, băi, eu niciodată nu m-am atins de sorta să dau în ea. Ce faci? Știi de câte ori a venit la mine plânsă și bătută de tine. Băi, încetează cu mințenile astea. De fiecare dată ea se lovea. Sora mea e împiedicată. Ea se lovea. Ea, nu te atingeai. L-am adus pe tata aici ca să te vadă pe tine în viitor. Ai început să ghicești în bun. Frumos, da? De ce m-am depărtat de voi? Tata. Tu ai rămas și ești tata, o rebelă. Tata, zic, tata. Oh. Tu n-ai serviciu. Așa. Ești cadnică, n-ai niciun venit, da? Și hai să o luăm înapoi. Să dăm puțin timp înapoi. Ia spuneți voi, ce v-a lipsit vouă? Data eu eram mai mare. Că am greșit. Eu am trăit niște chestii și eu mi-aduc foarte bine aminte. Poate sora mea era ceva mai mică. Habar n-ai cât a suferit mama, habar n-ai cât am suferit noi, habar n-ai cum plângea și cât ai putut să o rănești pe femeia aia. Că practic, da, voi zice asta, tu ai băgat-o în mormânt, tată. Da, voi credeți tot? Crezi că mama voastră a fost ușă de biserică? Da, credeți că poate mama voastră n-a greșit niciodată? Da. Numai eu am greșit? De ce s-a ajuns tata la violență? Și când vreodată bătaia este o soluție, da, într-un cuplu, într-o căsnicie, mi se pare normal să o vedeți pe fiica dumneavoastră mai mică așa? Sunt convins că a greșit. Fantastic. Sunt convins că a greșit. A luat-o gura pe dinainte și da, tata, socru are dreptate. Deci recunoști acum. Băi, ți-am spus că ne-am certat și ne-am îmbrâncit asta. Nu înseamnă că am dat cu toporul în cap. Mai taci din gură, băi, că exagerezi și oricum ești băi și amar de capul tău. Că și tai că tu zici ce sărac, uite. Eu cred că e momentul să nu mă mai judecați. Am impresia că Dana a făcut niște mișmașuri pe acolo, ceva cu niște caifete și cumva copilul ăsta a mirosit el ceva și a intrat pe fier. Nu trăiți nici dumneavoastră, nici sora mea cu noi în casă și nu știți ce fel de relație avem. Poate eu am prins drag de tine, adică chiar nu-ți pasă? Stai așa țapăn aici, am înțeles? Și dacă cumva nu reușesc și pic în mizeria asta, în plasa asta care mi se întinde mie acum, eu vreau să fii puternică, da? Nu mi-e frică de el. Mă mai
Temeam pentru că știu că e temperamental și nu voiam să-l supăr ca să avem scandal în casă. Iartă-mă că e sorta și nu vreau să te jinez. Băi, dar toate relele numai prin ea vin. Corect. Aici ai dreptate. Ați trecut prin aceeași traumă în copilărie, amândouă. Exact. Iată că tu ai ales calea aceasta, da? Să nu ai o relație serioasă cu cineva. Pot înțelege motivele, dar nu reușesc să o înțeleg pe surioara ta. Pentru că a ajuns, practic, în aceeași situație în care se afla mama ei. Ma, nici pe departe. Nici pe departe. Nu mi-e frică de el. Mă mai... Temeam pentru că știu că e temperamental și nu voiam să-l supăr ca să avem scandal în casă. Despre asta vorbește sora mea, dar nu mi-era frică de el. Tu știi, mă, de câte ori vorbeam cu ea la telefon și plângea și o simțeam că îi tremură vocea asta... și când după aia stai că intră pe ușă și îl închideam mie asta printre picături după ce îi puiai cap cu toți bărbații care te întâlneai tu. Băi, mă, lași în pace. Bă, dar ce vrei mai tu cu viața mea până la urmă? Pentru că ești cea mai mare negativitate în viața ei. Sunt, nu? Dacă n-ai fi fost tu, ea n-ar fi ajuns aici. Dacă n-ai fi fost tu, ea n-ar fi ajuns aici. Până și asta s-a legat tot prin tine să ajungă la noi. Iartă-mă că e sorta și nu vreau să te jinez. Băi, dar toate relele numai prin ea vin. Corect. Aici ai dreptate. Aici ai dreptate. Poftim. Hai că așa e, așa e. Dar de ce e așa, tată? Cum de ce e așa? Cum de ce e așa? De ce nu te-ai așezat tu la casa ta? Pentru chiar că îți place așa să zbori din floare? Familia noastră. Poftim? Și pur și simplu nu vreau să mă leg de niciun bărbat. De ce? Hai mă, lasă-mă, astea sunt scuze patetice. De ce? De ce? De ce? Îți place să viața asta așa? Păi normal că-i place. Auzi, normal că-i place. Stai cu mă toată viața și nu-l cunoști. Păi, și asta se poate să fie adevărat. Da? Când mai vedeți și punctele albe. Nu numai palea negre din viața voastră. Nu e situația, maică-mi. Tocmai pentru că am văzut o familie dezbinată și am crescut acolo, eu mi-am dorit o familie închegată. Mi-am dorit să am lângă mine un om. Și sunteți dispusă pentru asta să acceptați orice compromis? Atât să mai fac compromisul într-o căsnicie, nu? Asta numești tu până la urmă. Eu nu reușesc să vă înțeleg. Adică, dacă tot ați fost martorul unui astfel de abuz, nu? Violență domestică, cum de puteți accepta așa ceva? Indiferent care ar fi motivul. De frică. Am ajuns să fur, practic, bani din casă, nu? Ai luat niște enervat, bani, nu? Adică tu n-ai putea să mă împrumuți pe mine sora, erau 5.000 de euro. Băi, da, nu vorbi de banii mei, nu vorbi pe banii mei ca și cum vorbești de 5 lei. Da, dar e vorba de sora mea. Erau 5.000 de euro. Păi dacă era sora ta, te ta, descurcai tu și nu băgai în benele. Și care poate să ia din banii familiei. Nu sunt banii familiei, nu sunt banii dacă familiei. Dacă erai tu așa, fată deșteaptă și cum ești tare în clanță, puteai să mă sun tu. Băi, cum lată? Știu că nu mă halezi nici cotonă de lămâie. Dar uite că am și un puiuț tu pe care l-am agățat. Vreodată, lasă-mă să termin ce am de zis, dacă erai femeie puternică la caracter. Da? Am aici un puiuț mic așa, și puiuț. Vreau să-l cresc. Și dă-mi și mie 5.000 să-i dau și să-și facă și el mendrele. Mm-hmm. Îmi dai? Și-mi dădeai. Asta era problema mea. Ca soră. Asta era problema mea, dacă îți dădeam sau nu. Dar nu o pune pe sorta să fure bani de la mine. Asta a face o soră bună. Bani din casă, luat. Asta face luat o soră bună. Nu, nu. Că dacă era, am spunea, luat fără știrea lui, asta e problema. N-a luat 10 lei să-ți dea să iau pâine. A luat 5.000 fără știrea mea. Erau la comun? Bă, nu contează! Nu vorbim de o sumă mică! Eu nu reușesc să găsesc o justificare, da? Nu este ca și când banii aceia i-ați luat și i-ați dat unui cerșetor. Ideea e că Tudor și cu Valentina nu se suportă deloc și în al doilea rând, pe el l-a deranjat foarte tare faptul că am luat fără să-i spun. Cred că dacă îi spuneam, nu mai exista toată lumea. Clar nu exista această discuție. Ceva să cred că nu este pentru prima oară când se întâmplă derapaje de genul acesta. Ba, e prima dată. Judecând după felul în care reacționați. Este foarte prima dată. Până la urmă, eu nu încerc să vă conving pe dumneavoastră, doamnă, de nimic. Pentru că este și vorba aceea, cum îți așterne așa și dormi. Dacă dumneavoastră vă convine situația, dacă pentru dumneavoastră căsnicia asta este exact ceea ce... Păi tot ce am construit noi atâția ani, normal că aveți nevoie de la viață? Bun, foarte bine. Și în același timp ai dărâmat. Hai mă, tași din gură. Dar vă repet, să nu vă surprindă în momentul în care va veni sentința, în cazul soțului dumneavoastră. Indiferent dacă vine sau nu sentința, ea oricum va rămâne cine este și în ziua de astăzi. Nu-i va lipsi absolut nimic și eu mă voi descurca și voi reveni lângă ea. Spun că o să fie un proces mai întâi și vreau și eu să văd ce dovezi sunt împotriva lui. Nu pot să decid eu acum că soțul meu e un nemernic și gata. Exact. Eu v-am spus, este greu să credeți asta din partea unui străin, dacă vă leagă niște ani de zile împreună.
dar este purul adevăr. Domnule Bejan, uitați-vă și noastră la ceasul acela scump pe care îl dați la mână și vă dați seama singur că timpul a expirat. Da, bun. Dar am și o chestie înainte să mergem în vacanță. Vreau și 2 minute să tot de vorbă cu nevastă mea și după mergem. 2 minute. Hai, bine. Fugă. Nu fugi. Bă, să nu-ți fugă ea mai repede, că are obiceiuri. Măi, iubita mea, măi, fii atentă ce spun eu ție. Eu cred că mi-am dat seama ce se întâmplă aici. Bine, bine, mi-a mirosit mai demult, știi că nu sunt un fraier și mi-a mirosit mie mai demult chestia asta. Eu am impresia că Dan, nu știi pe Daniel, am impresia că Dan a făcut niște mișmașuri pe acolo, ceva cu niște cai fete și cumva copilul ăsta a mirosit el ceva și a intrat pe fier. Crezi tu? Mai mult ca sigur. Eu, Doamne, iartă-mă. Tu doar... Băi, sper că nu încep să gândești că eu fac chestiile astea. Nu, stai că mă doare. Știi că te iubesc. Da, știu, dar îmi promiți că nu e nimic adevărat din tot ce s-a spus. Doamne, ferește, băi, dar ți se pare că aș putea să fac eu chestii de genul? Pari eu genul ăla de om? Păi eu zic că nu, că trăiesc lângă tine de atâția ani, dar... Asta zic și eu. Asta zic și eu. De aceea am impresia că Daniel ăsta... a făcut nici... Și ideea care este? Că eu acum o să trebuiască să verific, să văd, îmi pun un avocat și rezolv chestia asta. Nu băi, se avem... poate să te duci la Mirela, pușcărie. Avem bani, avem asta, rezolv. Avem, dar... Plătim un avocat bun eu și ce rezolvă. Eu sunt pierdută fără tine, Tudor, eu n-am lucrat o zi în viața mea, nu știu cum să mă descurc. Băi, Mirela, ia fii atentă ce spun eu ție, da? Indiferent de situație, ce se întâmplă în viața noastră, eu sunt omul tău, da? Eu sunt alături de tine, eu te susțin. Eu te iubesc pe tine. Tu contezi foarte mult pentru mine. Da, și eu te iubesc. Și indiferent ce se întâmplă, băi, și dacă nu reușesc să rezolv și pic în plasa asta care mi s-a întins, lasă-mă să termin ca să înțelegi ce am să spun. Și dacă cumva nu reușesc și pic în mizeria asta, în plasa asta care mi se întinde mie acum, eu vreau să fii puternică, da? Rămân toți banii pe mâna ta, te vei ocupa de agenție, tu, cu ajutorul meu de acolo, de unde-i fi, eu te ajut, dar tu vreau să ai mare grijă să te stăpânești, să fii puternică, da? Eu să mă întorc, da? Promiți? Și o să avem un copil al nostru. Deci, până la urmă, eu ce am fost pentru tine? Pe mine m-ai folosit în toată perioada Valentina, asta? Sunt polițist sub acoperire. Nu-ți pot oferi mai multe informații. Asta am înțeles de mai devreme, dar prin mine, deci, adică tu m-ai contactat între noi pe nu mine sunt ca sentimente, să... trebuie să înțelegi asta. Nici nu mă așteptam la altceva. A fost altceva. Un interes. Și nu doar pentru mine, pentru a rezolva acest caz. Pentru toată pentru lumea, pentru planetă. Da, exact. Ești și tu la fel. Îți înapoiezi? Altfel, probabil, dar ce mi înapoiezi? Banii. Banii, da, sunt banii surorii mele și de fapt sunt banii ăsta. Nu pot să cred că mi-ai făcut chestia asta. Deci nu pot să cred că mi-ai făcut chestia asta, dar de ce? De ce să faci așa ceva, practic? Și tu ca și el m-ai folosit pe mine, m-ai manipulat și ai făcut toate chestiile astea și ai călcat pe sentimentele mele. Poate eu am prins drag de tine. Adică chiar nu-ți pasă? Stai așa țapă aici, am înțeles, polițist, dar ai chiar așa? Ai prins drag de mine și ți-ai fi dorit ca sora ta să continue o relație cum a avut parte până acum? Și ce treabă are asta cu noi? Ce treabă are asta cu noi? Dar trebuia cineva să se ocupe și de cunatul tău. Da. Și te-ai găsit, deci prin mine să ajungi la el e incredibil. Deci cam asta ești. Asta sunt ce. Ca să nu mai zici de mine, da? Așa? Ca să nu mai zici de altcineva, da? Cam asta ești. Ce? Cu unul, cu altul. Te lasă, te folosește, își bate și joc de tine, da? Și cu ce sunt vinovată? Cu ce ești vinovată? Da. Că nu te alegi, nu știi să-ți alegi partenerii. Nu știu să-mi aleg, nu vrei și să văzut ceva. Am avut un exemplu foarte bun în familie ca să știu ce Dumnezeu să-mi aleg. Da, și tocmai. Dacă ești fată deșteaptă, de ce nu te-ai hotărât, da? Păi uite, se pare că suntem două proaste. Vă rog frumos. Nu sunt două proaste, da? Mai este nevoie de mine aici? Te las să vorbesc cu tatăl tău? Cu tine nu mai am ce discuta. În regulă. Ai dezamăgit maxim. L-am înțeles? Promiți că n-ai făcut nimic și că o să vii înapoi acasă? Așa mă cunoști. Domnule Bejan, din nefericire pentru noastră, timpul oferit a expirat. Vă rog să mă ajutați. Da? Ha. O să cred. Ce? Capul sus? Dar ce fac eu singură, Tudor? Cum ce faci tu singură? Ce am vorbit? Și ce o să mai vorbim? Știi că se zice asta, tată, nu? Că-ți alegi partenerul de viață cam cum e tatăl.
Bine măcar că eu n-am făcut asta și sunt foarte mândră de mine că n-am Ești făcut Ești mândră asta. De tine? Da, sunt foarte mândră de mine că nu accept ceea ce acceptă sora mea. Ți-e se pare normal? Ți-e se... Că e fata ta. Hai, că de mama e elocvent faptul că... Acum, să zicem... E elocvent faptul că pur și simplu, da, a mințit că s-ar fi lovit singură. Și eu nu pot să înțeleg. Asta. Știți ce se întâmplă cu persoanele aflate în situația dumneavoastră? Că a fost la spălare de creier. Nu sfârșesc prea bine, din păcate. Pentru că odată ce treceți cu vederea așa ceva, situația nu se va calma de la sine. Eu cred că e momentul să nu mă mai judecați. Doamnă, nu vă judecă nimeni, eu v-am spus-o și vă repet. Sunteți liberă să vă trăiți viața așa cum vreți, așa cum considerați dumneavoastră. Noi încercăm doar să vă arătăm care este adevărul. Da, ce faceți cu el vă privește. Eu consider că sunt destul de matură încât să știu cine sunt eu, cine e soțul meu, ce fel de relații avem. Deja ne-am lăsat tăvăliți prea mult de sora mea care până la urmă n-are nicio treabă. Deci mie pentru că îmi pasă de tine și nu pentru că te pasă. Iubesc. Dacă îți pasă, nu-l aduceai pe omul ăsta dacă aici să-mi măsați, mărceam spatele ca și tatălui meu, că noi nu vorbim cu tata de câți ani de zile. Și aș vrea să nu vorbesc în continuare nici cu el și nu știu dacă mai vreau să vorbesc și cu tine. Asta e, dacă nu-mi păsa, pentru că din cauza ta am ajuns în toată situația asta și Tudor e posibil să meargă la pușcărie din cauza ta. Da? Hai mă! Gândește-te! Cum ar putea să fie din cauza Valentinei? Pentru că a băgat în viețile noastre un polițist. Ea n-a avut niciun amestec, doamnă, înțelegeți asta? N-a avut niciun amestec. Dar vi se pare normal ca propriul dumneavoastră tată să vă zică, bravo, foarte bine, da? Și-a căutat-o cu lumânare, a fost tare în clonț. Și n-am nicio pretenție de la el. Te rog frumos, da? E o nulitate omul ăsta, îmi pare rău. Da? Și soțul dumneavoastră de ce-l vedeți într-o altă lumină? Doar pentru că l-ați ales? Pentru că nu trăiți nici dumneavoastră, nici sora mea cu noi în casă și nu știți ce fel de relație avem. Nu știu cât de mult îți amintești tu de toate, toate momentele noastre. Când eram micuțe și plecam de acasă, plecam către bunici, plecam către mătușa noastră. Tu erai mică, eu eram mai mare și mi-amintesc atât de bine. Când mama se uita pe geam și aștepta să vadă dacă tata vine băut sau nu, dacă o va lua din nou la bătaie sau nu. De ce ar trebui să mergem la bunica? De ce? Ți-am mai explicat. Tati trece printr-o perioadă proastă și decât să stăm așa cu el în casă... Dar de ce trebuie să suporți totul? Nu a fost niciodată așa, tati, să știi. Ba da, întotdeauna a fost așa. Că mami mi-e foame. Are mami ceva, ce să stai. Uite. N-am luat prea multe, n-am apucat să iau prea multe. Dar nu putem lua și noi mâncare adevărată, nu numai biscuiți. O să ajungem la bunica și ne dă bunica de mâncare, da? Dar trebuie să așteptăm acum autobuzul. Stăm aici, așteptăm autobuzul și... Mami, dar de ce ești bătută? De ce nu zici nimic? Nu sunt bătută, să știi. Chiar nu. Ba da. Nu, aici nu e. M-am lovit eu. Nu. De ce... Rabs, de ce nu zici? De ce trebuie să te bată tata? De ce? De ce e așa? Eu nu-l suport, să fie clar. Eu mâine nu mă mai duc la școală, eu nu mă mai întorc acasă. Să fie clar, nu îl mai suport. Mi-amintesc eu foarte bine că mama avea exact aceeași... Hai mă, gata! Gata! Până aici! Las-o pe mama să odihnească în pace, da? Și tu, rebelo, așa o să mori. Bravo lui sorta. Două femei la poluri opuse. Ca partenerul ei de viață să fie fericit, una a ales să devină o familistă dedicată, o gospodină desăvârșită, dar care printre atâtea cratițe și ceapă călită uită să se mai facă și dorită. Cealaltă, la rândul ei, și-a zis că, dacă nu are un soț, nu va retrăi chinurile și abuzurile copilăriei. Ambele au căzut în extreme și bine nu avea cum să le fie. În tot ceea ce facem, trebuie să existe un echilibru. Natura ne arată asta, istoria ne arată asta. Dacă te-ai încruntat, apoi zâmbește. Ai greșit cu ceva, fă imediat un bine. Întotdeauna, când se trage linie în viață, primești exact ceea ce dai. Așa-mi faci tu mie? Dumnezeu să
să-l ierte, dar cea cu ce facem? Murim toți? Te distrezi cât poți. Tu singur, ea singură. Am înțeles. Bine, acum și dacă tu-ți dorești. Iei unul pentru ajutor. Nu-mi dai nicio șansă, nici acum, nici pe viitor, nici că o fi mâine, nici că o fi peste o lună, nu? Eu am un nepot, un băiat, pâinea lui Dumnezeu. Te așteptai. Mă așteptai? Cum așteptai? Ileana! Asta-i doliul tău? Ce-ar fi tu să te muți aici cu mine? Așa am venit-o, bă, cu chiriașul în casă dezbrăcată? Intră în dulap! Vezi? Haide! Unde era în momentul în care a murit el? Puteți fi pasibil de închisoare chiar.